ziua, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, referenți oficiali, onorată asistență. Dau citire decizia ANACEC, conform deciziei Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 1, din 19 decembrie 2023, a fost aprobată următoarea componență a Consiliului Științific Specializat, DH511-0103-2313, din cadrul Universității de Stat din Moldova. Racужана, președinte, доктор хабилитатен психологии, профессор университет. Черлат Раиса, секретарь стенцифик, доктор ин психологии, конференциар университет. Бетела Виния, доктор ин психологии, профессор университет Румыния. Шлихтицкий Михаил, доктор хабилитатен психологии, профессор университет. Борозан Майя, доктор хабилитат ин штинцы педагогичи, профессор университет. Паладі Оксана, доктор хабілітат ін психологія, професор університар. Ой, конференціар університар, де діграва з фії комісія. Теза є аванс. Теза є експертизата, конформ ачесті дечізі, дікитрі референс офіцяль. Глава Аурелія, доктор хабілітат ін психологія, професор університар. Аїч амрут. Decizia comisiei Rașenco conferințarea. Holman Andrei, doctor în psihologie, profesor universitar, România. Malcăci Ludmila, doctor habilitat în sociologie, profesor cercetător. Și Negora Lilian, doctor în sociologie, profesor universitar, Canada. Stimați colegi, sunt prezenți membrii Consiliului și referenți oficiali. Salutăm cu deosebit respect colegii noștri din România și Canada, care sunt membri ai Consiliului Științific Specializat și referenți oficiali. Astfel, ședința este deliberativă, propun să începem. În ordine de zi a ședinței este examinarea tezei de doctor habilitat în psihologie a domnului Cojocaru Natalia cu tema obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice. La specialitățile 511-01 Psihologie Generală și 511-03 Psihologie Socială. Teza a fost elaborată din cadrul Universității de Stat din Moldova. Examinarea tezei se organizează în temeiul regulamentului de funcționare a Consiliului Științific Specializat și de conferire a titlului științific aprobat prin decizie Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare numărul 38 din 10 octombrie 2018. Aveți obiecții, completări referitor la ordine de zi? Da. Atunci oferim cuvântul secretarului Consiliului pentru a prezenta dosarul doctorandei. Stimată doamnă președinte, onorată asistență, lista materialelor prezentate de către postdoctorandă doamna Cojocaru Natalia în cadrul Consiliului Științific Specializat este constituită din următoarele. Decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 1 din 19 decembrie 2023, de formare a Consiliului Științific Specializat, DH511.01, Cratimă 03, Cratimă 23-13, în vederea susținerii tezei de doctor habilitat. 2. Teza de doctor habilitat și rezumatele în limba română și engleză. 3. Hotărârile seminarilor științifice de profil, respectiv, hotărârea seminarului științific de profil 511-03 Psihologie Socială din cadrul Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău, proces verbal numărul 4 din 4 iulie 2023 și hotărârea seminarului științific de profil 511-01 Psihologie Generală din cadrul Universității de Stat din Moldova în baza procesului verbal numărul 3 din 28 august 2023, la care se anexează copiile listei de prezență a membrilor seminarului, formularele evaluării tezei de către seminarul științific de profil și informațiile privind efectuarea modificărilor la teză semnată de către președinții și respectiv secretarii științifici ai seminarilor.
Urmează apoi lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnată de autor și certificată de secretarul științific al instituției, menționând că lista include 41 de publicații la tema tezei, dintre care 20 sunt la cea de-a doua specialitate, adică la specialitatea psihologie socială. La fel, avem suplimentul publicațiile la tema tezei de doctorat conform anexei 8. Avem și avizul pozitiv al unității primare de cercetare, adică al Departamentului Psihologie al Universității de Stat din Moldova, în cadrul căreia a fost analizată tema la prima etapă, și aici avem proces verbal numărul 8 din 17 mai 2023. Urmează apoi lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele științifice, respectiv cu ștampila poștei din 26 februarie 2024, adeverința de depunere a tezei de doctor habilitat în fondul Bibliotecii Universității de Stat din Moldova din data 27 februarie 2024. Acestea fiind spuse, menționez că dosarul este complet și actele prezentate în dosar corespund actelor normative ale ANACEC. Aveți întrebări referitor la dosarul personal prezentat de doamna Cotocaru? Dacă nu avem, invit pretendentă să ne prezinte succint 30 de minute teza de doctor habilitat în psihologie. Științifică de bază și care cumva rezumă și scopul acestei cercetări constă în următoarele. Deci mi-am propus conceptualizarea unui cadru în care să fie integrate principii teoretice, aspecte metodologice și ilustrări empirice privind rolul pe care îl au obiectele sensibile în geneza reprezentărilor polemice și implicațiile pe care le au asupra relațiilor intergrupuri. Respectiv, reieșind din rezultatele acestei cercetări, mi-am propus să aduc și anumite contribuții referitoare la dezvoltarea unei noi direcții în domeniul reprezentărilor sociale, și anume perspectiva narrativă în studiul obiectelor sensibile și a reprezentărilor polemice. Această formulare a problemei științifice cumva a determinat și modul în care am conceput această lucrare. Mai exact, este vorba despre 7 capitole care rezumă 7 obiective și care se concretizează în final în 7 rezultate științifice, după cum veți vedea la final. Deci capitolul 1 se referă la obiectivul 1, e vorba despre identificarea unor evoluții, tendințe actuale și dezbateri în domeniul reprezentărilor sociale și implicit acelor polemice. Capitolul 2, obiectivul 2, aici mi-am propus să analizez niște perspective metodologice. Capitolul 3, obiectivul 3, analizez obiectul sensibil de reprezentare. Capitolul 4 se referă la la reprezentarea polemică și capitolul 5, 6 și 7 se referă la niște studii de caz prin care ilustrez modul în care obiectele sensibile determină formarea unor reprezentări polemice și implicit care sunt implicațiile acestora asupra relațiilor intergrupe. Foarte pe scurt, conținutul primului capitol, care se numește obiecte sociale, reprezentări sociale și relații intergrupuri, clarificări teoretice. E un capitol care a presupus o analiză teoretică și principalele aspecte la care mă refer în acest capitol sunt incursiunile în teorie reprezentărilor sociale, vorbesc despre origine, evoluție, semnificație interpretativă, valoare aplicativă și tendințe actuale, apoi este analizat reprezentarea socială ca produs al gândirii sociale și elementele constituente, clasificarea reprezentărilor sociale și aici dedic o atenție specială clasificării reprezentărilor sociale după Moscovici, o clasificare care mai rar apare în studiile despre reprezentările sociale, dar pe care am considerat-o foarte utilă pentru a analiza specificul unui obiect de reprezentare. M-am oprit mai mult asupra conceptului de reprezentare polemică pe care îl analizez în detaliu. Și aici vin și cu niște ilustrări empirice. Capitolul se finalizează și cu niște definiții pe care le propun, deci una dintre concluziile la care ajung sunt niște definiții pe care le propun pentru conceptele cheie, și anume obiect sensibil și reprezentare polemică. Obiectul sensibil a fost se caracterizează, da, ca
ca un obiect social de importanță colectivă, cu o puternică miză identitară și simbolică, care include în conținutul său reprezentațional aspecte contranormative, are la bază niște contradicții și antagonisme intergrupuri și este perceput drept semnificativ pentru un grup și amenințător pentru alt grup sau alte grupuri sociale. Definiția pe care o propun și care rezumă mai multe analize pe care le fac asupra conceptului de reprezentare polemică. Ați închis în prezentare. Ați închis în prezentare. Dar nu am făcut nimic, nu știu. Mă scuzați, dar n-a pasat. Poate să mai închid ceva, poate da, sunt da, două, da? O să merg acum, da. Deci, reprezentările polemice sunt niște reprezentări sociale care suscită controverse intense și tensiuni la nivel societal, au un statut marginal, nu sunt împărtășite de întreaga societate și sunt determinate de relații intergrupuri antagoniste și reprezintă încercarea unui grup de a schimba reprezentările hegemonice. În capitolul referitor la perspectivele metodologice în procesul de investigare a unei reprezentări sociale, încerc să răspund la câteva întrebări pe care le consider esențiale atunci când demarăm procesul de studiu a unei reprezentări și anume, cum se articulează reprezentarea socială într-un cadru reflexiv care demarează procesul investigațional, cum se produce reprezentarea, cum se modelează reprezentarea ca și proces și ca produs într-un context intergrupuri și cum să desfășurăm procesul investigațional pentru a decodifica cu o mai mare acuratețe, deci modul în care se produc interacțiuni emergente în dinamica unei reprezentări și respectiv să avem acces la un discurs mai autentic din partea subiecților. La final propun și un model teoretico-reflexiv care, în care analizez geneza și evoluția unei reprezentări sociale și care poate fi utilizat ca și cadru de analiză a unei reprezentări la debutul cercetării și acest cadru în fond întrunește într-o formulă unitară diverse perspective cunoscute în studiul reprezentărilor sociale și anume perspectiva psihoantropologică, dialogică, narrativă și sociodinamică. Și tot în acest capitol sunt justificate strategiile metodologice. Acesta este modelul care este prezentat și în lucrare și în rezumatele elaborate în baza lucrării. În esență sunt câteva aspecte incluse în acest model, după cum puteți vedea, deci mai întâi se răspunde la întrebarea dacă obiectul social este un obiect de reprezentare, apoi dacă putem să vorbim despre o existență a unei reprezentări, prezint și niște aserțiuni preliminare și direcții de cercetare și principii metodologice care să fie luate în considerare în studiul unei reprezentări. Capitolul 3 în exclusivitate a fost dedicat conceptului de obiect sensibil. Și pornind de la faptul că obiectul sensibil, sau mai bine zis studiul obiectului sensibil, presupune o cercetare sensibilă, a fost analizată și modul în care sunt organizate cercetările sensibile, riscurile și dificultățile care pot să apară în studiul problematicilor sensibile, pertinența empirică anumitor principii etice, dileme normative etice și alte aspecte esențiale. Vin cu niște clarificări privind conceptul de obiect sensibil, caracteristici, tipuri și condiții socio-ideologice care pot să amplifice caracterul sensibil al unui obiect de reprezentare, inclusiv impactul obiectelor sensibile asupra producțiilor discursive și traiectoriile decizionale în abordarea unui obiect sensibil prin cazul pe care îl descriu, un caz personal, istoria unei cercetări pe care am realizat-o. Capitolul 4 este dedicat în exclusivitate conceptului de reprezentare polemică și aici propun o analiză cu elemente de meta-analiză structurată în trei etape distincte. Deci pornind cu primul articol în care este descris conceptul succint, e adevărat, de către Serge Moscovici, conceptul de reprezentare polemică și până în 2001-2011, 2012-2022. Au fost analizate în total 131 de articole în care este descrisă această clasificare în care este
deci se face referință la studiul lui Moscovici din 1988. 88 dintre acestea se referă nemijlocit la clasificare, 77 se referă la reprezentarea socială polemică. Și tot în acest context sunt analizate și dezbaterile teoretice referitoare la clasificarea reprezentărilor sociale, dacă putem să vorbim despre trei tipuri distincte, așa cum au fost descrise de către Serge Moscovici, sau e vorba despre o evoluție a unei reprezentări într-un context social. Este descris conceptul de reprezentare polemică, sunt oferite niște caracteristici și tematici specifice care pot genera reprezentări polemice și finalizez cu niște direcții de cercetare ale reprezentărilor sociale la etapa actuală. Capitolele 5, 6 și 7 sunt studii de caz prin care mi-am propus să ilustrez studii de caz din istorie recentă a Republicii Moldova, prin care mi-am propus să ilustrez modul în care un obiect sensibil de reprezentare poate să genereze o reprezentare polemică și implicit care sunt implicațiile asupra relațiilor intergrupului. Sunt analizate o serie de condiții contextuale în acest sens și sunt oferite potențiale traiectorii psihosociale în evoluția reprezentărilor polemice. Fiecare studiu de caz urmează o structură tipică. Deci, mai exact, este vorba despre trei aspecte care sunt analizate. Examinarea unor studii din literatura de specialitate cu referire la fenomenul investigat, se prezintă o serie de argumente prin care se justifică și se argumentează modul în care studiul de caz selectat este un obiect sensibil care generează reprezentări polemice și nemijlocit sunt analizate reprezentările polemice generate de acest obiect sensibil în funcție de studiul de caz analizat din domeniul socio-istoric, sociopolitic și sociomedical. Studiul de caz numărul 1 este un studiu de caz instrumental din domeniul socio-istoric în care este analizată reprezentarea socială a trecutului. Studiul de caz numărul 2 este un studiu de caz multiplu din domeniul socio-politic în care sunt analizate reprezentările sociale ale acțiunilor de protest. Și studiul de caz numărul 3 este un studiu de caz intrinsec din domeniul socio-medical în care analizăm reprezentarea socială a pandemiei COVID-19. Și așa cum am zis, fiecare studiu de caz urmează o structură tipică. Metodologia pentru fiecare studiu de caz, pentru studiu de caz observații spontane, anchetă prin chestionar, anchetă prin interviu, pentru studiu de caz numărul 2 mai avem și metoda protest, analize evenimentului de protest, metode vizuale. Și în esență, deci metodologia se aseamănă cu anumite specificări pentru fiecare studiu de caz aparte. Și în continuare o să mă refer la fiecare succint la fiecare studiu de caz. Voi începe cu studiul de caz privind reprezentările polemice ale trecutului, prezentat în capitolul 5. Grupul de subiecți, deci ca metodologie a fost folosită metoda anchetei în bază de interviu și metoda de analiză de conținut și analiza discursivă, analiza terțiară a datelor și observații spontane. Grupul de subiecți a fost alcătuit din 22 de participanți cu care au fost realizate interviuri și chestionare pe 138. Deci, pe scurt, conținutul acestui capitol se referă la următoarele. Deci, este analizat modul în care trecutul este un obiect sensibil, susceptibil de a genera reprezentări sociale polemice și cum se modelează, respectiv, aceste reprezentări în funcție de obiectul sensibil de reprezentare. Caracterul polemic al reprezentării trecutului este determinat de anumite reorganizări de conținut prin rememorările asupra unor evenimente din istoria recentă a Republicii Moldova, dar și din oscilațiile politice și sociale între europenizare și resovietizare prin modul în care sunt semnificate aceste evenimente la nivel social. Și în acest caz vorbim despre reprezentare în proces de reorganizare și aici au fost analizate modul în care se articulează reprezentarea în funcție de anumite reprezentări hegemonice, practici sociale și ritualice.
De ce trecutul este un obiect sensibil și de ce generează reprezentări polemice? Trecutul a devenit un obiect de dezbateri intense la sfârșitul anilor 80. Trecutul este și astăzi un subiect de dezbateri și aici ne referim la modul în care sunt celebrate diverse evenimente. Și așa cum am zis și mai devreme, trecutul, sau mai bine zis, reprezentarea socială a trecutului este într-un proces de reorganizare. Și am analizat din acest punct de vedere cum se produce articularea reprezentării prin rememorările ulterioare raportate la un altul sau la evenimentele care s-au produs după independența Republicii Moldova și cum se mențin anumite reprezentări prin practici sociale și ritualice asociate unor sărbători de sorginte sovietice. Analiza interviurilor m-a determinat să identific patru categorii de discurs, deci mai exact este vorba despre discursul idealist, romantic, militant, demisionar și academic. Sunt descrise pe larg în lucrare, deci nu o să mă refer la ele, vreau doar să zic că primele trei, discursul idealist, romantic, discursul militant și discursul demisionar se prezintă mai curând ca niște reprezentări polemice care sunt structurate dialogic, în care reprezentarea celuilalt percepută transpare în discurs într-o formă directă sau indirectă, iar discursul numărul 4, am putea să spunem că se prezintă ca o reprezentare hegemonică în care sunt prezente anumite aspecte non-conflictuale, consensuale, acceptate sau indiscutabile, sau nu sunt foarte intense aspectele polemice. Studiul numărul 2, cu referire la reprezentarea socială a trecutului, a vizat analiza unor sărbători de sorginte sovietică, mai exact este vorba de 8 martie, 23 februarie și 9 mai, adică sărbători care se sărbau pe larg în fosta URSS și unele dintre ele au fost păstrate și în noile state formate. Despre 8 martie putem să spunem că este o reprezentare preponderent consensuală, hegemonică. Sunt prezente anumite aspecte polemice, dar ele nu sunt atât de evidente. Și principalele caracteristici ar fi următoarea: lipsa unor asocieri ideologice sau propagandistice în prezent, nu se atestă diferențe contrastante de opinie și este elogiată femeia sau în special mama. 23 februarie este o reprezentare polemică mai curând, este sărbătorită de unii, dar contestată de alții. Este totuși o opțiune individuală, marcată într-un spațiu privat și este mai puțin vizibilă din acest punct de vedere la nivel social și, prin urmare, nu se atestă diviziuni evidente, decât doar anumite contrapuneri de discurs. În ceea ce privește 9 mai, care se prezintă tot ca o reprezentare polemică, deci și această reprezentare polemică derivă din faptul că sunt suprapuse două sărbători cu două semnificații diferite și ceea ce provoacă diviziuni sociale, fiind sărbată într-un spațiu public și deseori cu foarte mult fast, se prezintă și ca o sărbătoare vizibilă pentru celălalt. Și vorbim în acest caz despre anumite contrapuneri de valori și semnificații atribuite acestei zile prin practicile ritualice aferente. În capitolul 6 se prezintă studiul de caz privind reprezentarea polemică a protestelor colective, care se prezintă ca o reprezentare generată de anumite tendințe antinomice și referențiale valorice paralele. Metodologia pentru acest studiu de caz a constat din analiza evenimentului de protest, o metodă de analiză a evenimentelor de protest, analiza de conținut, metode vizuale și analiza terțiară a datelor. Corpusul de texte analizate pentru protestele din 91 și 95 au fost texte publicate în presa scrisă, pentru protestele din 2003 și 2009, inclusiv presa scrisă, dar și materiale vizuale, și pentru protestele din 2009, texte publicate în presa online. Pe scurt, conținutul acestui capitol se referă la următoarele. Deci este analizat modul în care protestul colectiv este un obiect sensibil care generează reprezentări sociale polemice. Vorbim în acest caz, așa cum am argumentat și mai devreme, de un studiu de caz multiplu, deoarece am identificat anumite similarități între protestele din perioada 1989-2009,
Tot în acest capitol sunt analizate caracteristicile ale contextului și natura relațiilor intergrupuri și practici sociale și ritualice aferente protestului de această dată și modul în care influențează conținutul reprezentării sociale. Au fost analizate reprezentări sociale polemice transmise prin mass media și aici vorbim despre o reprezentare contestată și renegociată. Și modul în care practica protestului colectiv a produs anumite modificări în semnificațiile atribuite manifestațiilor din perioada sovietică. Vorbim de o trecere, da, de la semnificațiile preponderent de elogiere a puterii spre cele de opoziție față de regim. De ce protestul este un obiect sensibil și de ce generează întrebări polemice? Protestul colectiv a fost descoperit și învățat în perioada restructurării. Am putea să spunem că atunci s-a produs o fervoare și o amploare a manifestațiilor de masă în toate republicile sovietice. Odată cu extinderea registrului de forme participative, vorbim și despre un proces de elaborare reprezentațională, despre anumite modificări și contrapuneri de semnificații. Totodată, acestea se pliază pe două mesaje opoziționale referitoare la schimbare. Deci, într-un caz vorbim despre schimbarea, așa cum a fost promovată de către fostul lider sovietic Gorbaciov în contextul internaționalismului socialist, da, deci dintr-o perspectivă socialistă, sau printr-o deviere de la aceasta. Dar era vorba despre protestatari, deci semnificațiile pe care le atribuiau protestatari în acest caz. Și vorbim despre nevoia de negociere și renegociere a semnificațiilor atribuite protestului, dar și despre relațiile tensionate cu un altul social. Ce fel de obiect social și ce fel de reprezentări? Pentru a răspunde la această întrebare, am diferențiat participanții în două categorii, în funcție de frecvența practicii protestului. Participanți relativ permanenți, militanții, și participanți fără experiența unor proteste anterioare sau ocazional, neofiții. Și, din acest punct de vedere, am diferențiat două tipuri de obiecte sociale, cognitive și non-cognitive. Pentru primul caz, participarea frecventă și repetiția practicii protestului face ca să fie un obiect cunoscut și familiar în imaginarul social, chiar o parte integrantă a identității, am putea să zicem, iar pentru cea de-a doua categorie, dat fiind faptul că au mai puține experiențe de participare, practica protestului poate fi mai puțin cunoscută, dar pot avea o cunoaștere teoretic abstractă sau experiențe indirecte. Însă, ceea ce este similar pentru ambele categorii este dimensiunea afectivă. În analiza de presă pe care am făcut-o pentru a ilustra deci modul în care se formează și se contestă și ulterior se negociază reprezentarea socială, am diferențiat trei etape. Deci etapa incipientă a restructurării, etapa comunicării intense și perioada unor discuții foarte, foarte aprinse. Temele centrale din prima perioadă se referă la timpuri noi, apel la mobilizare, nevoie de schimbare, și aici vorbim mai curând despre niște reprezentări consensuale. În cea de-a doua etapă, temele centrale ale discursului mediatic se pliază pe tema ta, libertate, opresiune, adevăr, neadevăr, și aici vorbim despre niște reprezentări opoziționale. Și în cea de-a treia etapă se conturează cumva nevoia concilierii și a identificării unor reprezentări consensuale. În ceea ce privește practica protestului, putem să spunem că vorbim despre o practică comună, dar cu noi semnificații. Deci și din acest punct de vedere, tema centrală este elogiere versus opunere și, cum am argumentat și mai devreme, e un proces de reorganizare a reprezentării. Apoi, un alt aspect esențial în reprezentarea socială a practicii protestului se referă la aceste tendințe antinomice și contrapuneri de semnificații, de aici nevoia de legitimare și renegociere de sensuri.
Reprezentarea se formează pe niște reprezentări preexistente, societatea sovietică, internaționalism socialist, dar și naționalism, că de aici și contestarea reprezentării, sunt niște discursuri care se, în imaginarul colectiv se exclud. Ori, deci schimbarea nu poate să fie una aprobată, nu poate să fie una susținută de de lider dacă este și naționalist, naționalismul fiind de sorginte, considerat a fi de sorginte burghez în societatea sovietică. Și în capitolul 7, deci prezint un studiu de caz cu o referire la reprezentarea socială polemică a pandemiei. Ca și metodologie au fost folosite observațiile spontane, analiza de conținut și analiza discursivă. Corpusul de texte a fost alcătuit din peste 12.000 de texte mediatice, dar și 15 interviuri semistandardizate. Succint, conținutul acestui capitol se referă la următoarele. Deci este analizat modul în care pandemia se prezintă ca un obiect sensibil care generează reprezentări sociale polemice și sensibilitatea și polemicile sunt determinate de anumite controverse medicale, religioase și sociale care existau în societate. Vorbim în acest caz despre o reprezentare socială în germene și din acest punct de vedere este un studiu de caz foarte interesant pentru cercetătorii din domeniul reprezentărilor sociale, deoarece oferă posibilitatea ca să vedem modul în care se modelează o reprezentare în plin proces de construcție, în plin proces de, elaborare cu informații de la prima, de la prima mână. Deci sunt analizate tot în acest context și o serie de aspecte relevante în procesul de ancorare și obiectivare, conținuturile reprezentaționale preexistente, semnificațiile atribuite noilor practici sociale, dar și implicațiile pe care le au aceste practici la nivel intergrupuri. Răspunsul la întrebarea dacă pandemia este un obiect sensibil de reprezentare și dacă generează reprezentările polemice este dat de cel puțin trei aspecte care o fac să se prezinte în așa fel în imaginarul colectiv. Deci este un fenomen excepțional, amenințător și necunoscut. Vorbim despre un obiect social non-cognitiv, deși avalanșa de știri, de informații, de dezbatere referitoare la pandemie era destul de mare în această perioadă, totuși acest fapt nu producea și o anumită claritate, implicit o anumită claritate în procesul de organizare a reprezentării, ci de împotrivă mai multă incertitudine și dimensiunea afectivă este centrală în acest obiect social. Caracterul polemic al reprezentării este determinat de controversele de care am vorbit și mai devreme și de tensiunile sociale, deoarece conținuturile nu întotdeauna erau, nu putem să vorbim despre niște conținuturi consensuale la nivelul societății, ceea ce puteau să determine anumite relații intergrupuri tensionate. Am identificat două etape în construcția reprezentării, mai exact vorbesc despre reprezentarea ca un construct mediatic și reprezentarea ca și un construct experiențial și din acest punct de vedere care ar fi potențiale traiectorii ale reprezentării sociale. Deci, reprezentarea ca un construct mediatic a fost în prima perioadă, mai exact vorbim despre perioada martie-mai 2020, de la primul caz anunțat de cazul de îmbolnăvire și până când a fost înlăturat perioada de izolare sau până când a fost încetată perioada de izolare. În această perioadă sunt prezente cumva sau se cere răspunsul la patru întrebări de bază. Ce este COVID, ce se întâmplă și ce trebuie să și ce nu trebuie să facem și ce se va întâmpla după. Și răspunsurile se conturează în funcție de trei tipuri de cunoaștere, cunoașterea comună, cunoașterea medicală și cunoașterea religioasă. În esență, în final, deci am mai zis acest lucru, această reprezentare deci nu este o alegere legată de design, dar prin această reprezentare am vrut să, grafică, am vrut să ilustrez faptul că reprezentarea a rămas ca o nebuloasă, deci cu foarte multe incertitudini și necunoscute.
Și câteva, câteva generalități privind această perioadă, pe scurt. Deci, în luna martie, textele mediatice fac frecvent legătura cu anumite fenomene accesibile, de exemplu, virusul este virusul SARS-CoV-2 este comparat cu virusul HIV, care provoacă boala SIDA. În imaginile vizuale și codurile lingvistice o fac mai tangibilă în imaginarul colectiv prin metaforile specifice războiului, de exemplu, luptă, bătălie, apărare, sunt frecvent în discursul mediatic. Textele mediatice se referă frecvent la situația din alte țări, incidența cazurilor în Republica Moldova și comportamentele riscante, dar și situațiile de risc, dar și o serie de comportamente prosociale. Și mai puțin sunt prezente scenariile post, texte referitoare la scenariile post-COVID. În luna aprilie crește incidența cazurilor cu transmitere comunitară și, prin urmare, textele se referă la numărul de bolnavi, decese și persoane tratate. Apar primele prevederi privind obligativitatea purtării măștilor de protecție, dar în același timp se întrezăresc și primele proteste și se accentuează tendința de negare și a gravității situației. Intervine un soi de oboseală față de pandemie. Totuși, oamenii încep să învețe să trăiască cu normalitatea pandemiei, dar își doresc mai puține restricții. În luna mai se fac primele încercări de normalizare și asta se vede și în textele analizate de noi. Se normalizează frica, care devine un firesc al cotidianului prin faptul că numărul mare de infecții deja devine un fapt obișnuit și nu mai trezește uimire. Sunt descrise și o serie de comportamente deviante, în special se vorbește despre panica de masă, consumul exagerat și anticonformarea demonstrativă. Și sunt descrise situații despre comportamentul celor care nu respectă restricțiile. Le-am identificat în trei categorii de bază aceste texte și situații. Primele se referă la un gen de rebeliune, eroism și ca un mecanism de apărare. Pentru cea de-a doua etapă au fost realizate interviuri cu persoane care au un contact frecvent sau aveau un contact frecvent cu, persoanele, fiind angajați în anumite, companii în care nu puteau să evite acest contact direct. Și în baza interviurilor, au fost analizate luându-se în considerare două criterii. Predictibilitatea diagnosticului, de fapt modul în care este percepută această predictibilitate și percepțiile privind gradul de control și gestionare a bolii. Și din acest punct de vedere am identificat după primul criteriu am identificat două categorii de subiecți. Subiecți care manifestă un comportament neezitant și asta se bazează pe un scenariu tipic, așteptat. Îi se poate întâmpla oricui și odată cu primele simptome identificate, mergeau ca să facă testul care să le confirme dacă este sau nu COVID. În cel de-al doilea caz vorbim despre un scenariu atipic și neașteptat și este specific mai curând persoanelor care respectau cu strictețe restricțiile și pe urmare de scenariul lor era că nu pot să mă infectez deoarece mă protejez respectând anumite restricții. Și încercarea lor era de a nega probabilitatea de a fi COVID, mai curând putea să fie ceva asemănător după simptomele identificate. În funcție de cel de-al doilea criteriu, am identificat două categorii de discurs, discurs controlabil și non-controlabil. Cei până la 30 de ani, deci mai curând, sunt interesați de ceilalți și cei după 30 de ani trăiesc stări acute de panică, stres și teamă de moarte. În ceea ce privește traiectoria reprezentării, deci pandemia s-a încheiat și care ar fi traiectoriile acestei reprezentări, dacă în prima etapă putem să vorbim despre oarecare
trecere de la niște conținuturi polemice spre niște conținuturi oarecum consensuale, odată cu invazia Federației Ruse în Ucraina, o amenințare este înlocuită rapid cu o altă amenințare, amenințarea unui război real, deci produs într-o proximitate geografică, deci foarte apropiat, și de la reprezentarea unui război cu un inamic invizibil, așa cum era deseori caracterizat COVID-ul în presă, se trece la reprezentarea unui război real, războiul din Ucraina, deci războiul cu un inamic real, care este trăit ca o experiență aici și acum, cu o experiență personală, directă, la modul cel mai tragic. Deci, în final, așa cum am zis, obiectivele și respectiv conținutul capitolelor se conturează în 7 rezultate științifice, le numesc rapid. Rezultatul științific numărul 1, evoluții și tendințe actuale în studiul reprezentărilor sociale. Au fost identificate principii teoretice și metodologice în studiul reprezentărilor sociale, caracteristici ale obiectelor sensibile, dileme etice și implicații afectiv-cognitive în studiul reprezentărilor polemice, etape în evoluția studiilor privind reprezentările polemice, tematici specifice și caracteristici ale acestor tipuri de reprezentări. A fost analizat și procesul de elaborare a reprezentărilor polemice în funcție de obiectele sensibile. Totodată a fost analizat procesul de elaborare a reprezentărilor polemice în funcție de context, contextul social, contextul mediatic și contextul reprezentațional, o serie de practici sociale și dinamice ale reprezentărilor, ale relațiilor intergrupuri au fost analizate și au fost precizate o serie de potențiale traiectorii psihosociale în evoluția reprezentărilor polemice. Deci, studiile de caz ne-au permis ca să analizăm și să ilustrăm la modul empiric cum se modelează reprezentările polemice în funcție de obiectele sensibile. Pe scurt, reprezentarea trecutului este o reprezentare în proces de reorganizare care creează diviziuni și polarizări sociale. Și de aici nevoia unei reprezentări sociale hegemonice, actuală mai cu seamă în contextul procesului sau demarării procesului de integrare europeană. Reprezentarea protestului se prezintă ca o reprezentare negociată, caracterizată prin contrapuneri valorice și desemnificații, și se constată anumite similitudini la nivel de conținut și practici sociale la evenimentele de protest care au fost analizate. Astăzi am putea să vorbim chiar despre o anumită devalorizare a practicii protestului ca formă de participare politică. Și în ceea ce privește reprezentarea pandemiei, vorbim mai curând de o reprezentare în proces de construcție, un proces care a fost umbrit de amenințarea războiului real. Deci, și din acest punct de vedere putem să vorbim despre un alt proces de elaborare, declanșarea unui alt proces de elaborare reprezentațională. Foarte pe scurt, referitor la contribuțiile personale legate de semnificație teoretică. Așa cum am zis, am analizat o serie de tendințe actuale în studiul reprezentărilor sociale și le-am identificat pe cele care necesită explorări extensive. De aici m-am oprit la clasificarea reprezentărilor sociale și un accent important în lucrare și în cercetările realizate a fost pe conceptul de reprezentare polemică, inclusiv conceptul de obiect sensibil. În ceea ce privește valoarea metodologică a lucrării, propunem o serie de reflecții conturate în acel model teoretico-reflexiv despre care am vorbit și pe care îl considerăm util în demararea unui studiu privind reprezentările sociale prin răspunsul pe care îl oferă cercetătorul la aceste întrebări menționate și în acest context.
În ceea ce privește valoarea aplicativă a lucrării, credem că este un studiu de caz util pentru comunitatea academică. În ceea ce privește specificul cercetării sensibile, dar și rolul cercetătorului în asigurarea autenticității producțiilor discursive și prin modelul pe care îl propunem pentru practicieni și publicul larg. Oferim deci o serie de concluzii referitoare la modul în care funcționează dinamicile relaționale intergrupuri în contexte opoziționale de conflicte, de controverse și ilustrări empirice în baza cazurilor analizate. Atât, vă mulțumesc! Da, vă mulțumim, doamna Zăcaru! Și trecem la etapa întrebări și răspunsuri. Membrii Consiliului, referenți oficiali și invitații, vă rog că adresați întrebări pretendenții. Cine dorește? Domnul Șusițchi. Am o mare plăcere să adresez întrebări în intenția de a-l provoca pe un cercetător de vocație care are mare proprietate de a săpa în analogie, de a căuta răspunsuri la diferite întrebări. Cu atât mai mult, cât mai mare este apetitul meu pentru provocări. Primul lucru, atunci când vorbesc despre gradul de încadrare a temei în preocupările internaționale, naționale, în contextul inter și transdisciplinar, începeți de la o lucrare, de la lucrarea Princeps. Este vorba despre mare lucrare lui Moscovici, cunoscută lucrare care a văzut lumina terată de tiparul din 1961. De fapt, de acolo totul pornește. Chiar dacă mai apoi operați în special cu un articol de-a lui care a văzut lumina tiparul în anul 1988, oricum de acolo pornesc toate lucrurile. Fiind de acolo, primele definiții ale reprezentării sociale și așa mai departe. Într-adevăr, este lucrarea Princeps. Atenție, provocarea mea sună felul următor. Deci această lucrare fundamentală, Princeps, voi de fapt pornesc primele energii pe care ați construit lucrarea, nu se regăsește în bibliografia disertației. N-am găsit-o, nu-i. M-am uitat în referințele bibliografice. Exact, de la referat nu. În referat am inclus doar referințele care au fost menționate. Da, în, da, conform cerințe. Oare a fost tradusă din franceză? Eu am utilizat varianta în engleză, nu. Da, deci... Asta a fost prima provocare, știți de ce? Ca toată lumea să vadă că, având un răspuns clar la această provocare, controlați textul, controlați lucrarea. Acum toată lumea știe de ce Moscovici nu se regăsește... Deși părerea mea era, oricum, aici putea fi o excepție, da, doar pentru el, da, nu pentru ceilalți, fiindcă de la el pornesc toate energiile. El este acel izvor nesecat care ne oferă posibilitatea să vorbim despre reprezentările sociale. Deci titlul de excepție poate era bine. Acum da, a doua întrebare... Capitanul special să se referă la lucrare și atunci era ridicată să... Oricum, de acolo pornesc toate raționamentele, fiindcă prima trimitere serioasă este la lucrare Princeps. Și deși am și vrut să mă întreb, fiindcă lucrul ăsta un pic m-a problematizat, fiindcă vă spun ce va fi în continuare. Foarte multă lume va citi, venind la bibliotecă, referatul, nu lucrarea propriu-zis. Și mergând spre referat, vor vedea același lucru. A doua întrebare, care din nou este cu titlul de provocare. În denumirea lucrării vorbiți despre conceptualizări teoretico-metodologice. Ce ar însemna în viziunea dumneavoastră metodologic după teoretico? Cum vedeți metodologic, fiindcă există mai multe înțelesuri a lui metodologic? Ce ar însemna teoretico-metodologic în viziunea dumneavoastră? Deci, mă refer la niște reflecții de ordin metodologic. Adică alegerea unei strategii de cercetare, alegerea unor metode și instrumente pe care le utilizăm în cercetare, nu este făcută la întâmplare, ci derivă din modul în care ne raportăm la acea cercetare, modul în care reflectăm asupra acelei cercetări. Și din acest punct de vedere, și prin întrebările pe care le lansez în lansarea acel model pe care îl propun, vorbesc de fapt despre niște reflecții pe care le face cercetătorul până la colectarea propriu-zisă a datelor, ca să zic așa. Mă gândeam că poate, da, calificativul ăsta de metodologic în viziunea dumneavoastră ar fi avut un sens epistemic mai larg, foarte aproape de platforma filozofică. Că da, mai este și chestiunea asta instrumentală, metodul ca... Pentru fel se apropie, da, poate nu
Deci aici v-am spus că vă provoc în continuare cu mare plăcere. Conceptualizare teoretico-metodologică. Cu acest metodologic mai aproape de misiunea epistemico-filozofică. Dacă orice conceptualizare n-ar fi, de fapt, teoretico-metodologică. Fiindcă dacă nuanțăm că este vorba de o conceptualizare teoretico-metodologică, înseamnă că ar putea exista și alte categorii de conceptualizări. Iar conceptualizarea nu este decât o construcție teoretico-metodologică, condiția că metodologicul vine spre platforma epistemică-filozofică. Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Provocarea mea continuă. Fiindcă în text se întâmplă un lucru foarte interesant. În text dumneavoastră operați doar cu un singur cuvânt. Conceptualizări. Conceptualizare. Nu mai puneți și nu mai adăugați teoretico-metodologic. Ceea ce înseamnă că probabil ați înțeles că orice conceptualizare este o activitate orientată spre identificarea unei construcții teoretice, de fapt. Fiindcă conceptul reprezintă o viziune de ansamblu, caracter teoretic asupra unui fapt, fenomen sau unui proces. În text, refuzați de teoretico-metodologic și apar numai conceptualizări. Ceea ce îmi pare foarte adecvat, foarte bine. De ce ați refuzat în text de această adaugă? Nu am refuzat totalmente. Deci, până la urmă, apare, eu sunt sintagma care apare în titlu. Da, titlu, da. În textul lucrării, în funcție de capitol, mă refer, fie la conceptualizări strict de ordin teoretic, cum este capitolul 1, fie la conceptualizări de ordin teoretico-metodologice, cum este capitolul 2, fie la conceptualizări de ordin teoretic și cu accentele. Dar în denumirea capitolului ăștia nu mai este. Deja sunt în text asta nu mai este. În text mi-a stă operați doar cu acest cuvânt. Da. Conceptualizare, conceptualizare. Mi s-a propus să fie redundant. Pur și simplu, da. Dacă mai adăugam și foarte bun răspuns. De ce? În felul ăsta ați spus că aici apare efectul ăsta de redundanță, poate în denumire, fiindcă lucrul ăsta într-un fel te deranjează, în fiindcă clar că conceptualizarea... În titlul lucrării, intenția mea a fost de a orienta cititorul despre ce o să vorbesc în această lucrare. Mai exact, o să ofer niște conceptualizări de ordin teoretic, conceptualizări de ordin metodologic, ele apar cumva împreună, fiindcă uneori e greu ca să faci diferențele dintre ele, cu atât mai mult că într-un context, mai exact e vorba de capitolul 2, vorbesc tocmai despre această interferență. Și ilustrări empirice prin care vreau să arăt cum se modelează reprezentarea în funcție de obiectul sensibil. Dar oricum, dacă noi vorbim despre existența unor conceptualizări de ordin teoretic, care înseamnă că avem conceptualizări care nu poartă caracter teoretic? Și dacă există asemenea conceptualizări, cum ar putea fi ele numite? Dacă noi spunem conceptualizări de ordin teoretic. Asta e provocare. Eu vă provoc cu dragoste acum. Cum credeți? Nu știu, nu am un răspuns. Da. Și ultima provocare, v-am mai spus de lucrul ăsta. Știm cu toții că atunci când a fost definit obiectul sensibil, obiectul social sensibil, s-a produs o mare descoperire spre o zonă obscură, spre o zonă mută, prezentărilor sociale, e foarte importantă. Că dacă ai demonstrat că un anume obiect social este în stare să genereze apariția zonelor mute, reprezentarea devine absolut alta. Întrebarea mea este de ce totuși în ecuațiile dumneavoastră care sunt foarte profunde, sunt foarte bune, foarte interesante, care mi-aduc aminte de niște ecuații diferențiale de matematica superioară, ați refuzat la o variabilă care se numește zona mută. Să legați cumva obiectele sociale sensibile care prin definiție generează apariția zonelor mute și care zone mute în foarte mare măsură pot explica apariția reprezentărilor polemice, fiindcă contradicția de multe ori este între felul cum eu comentez reprezentarea, fără a pomeni de zonele mute, și faptul că în mintea mea există această zonă mută. Mai întâi de toate, contradicția apare în mine, după care apare în grupul căruia ei aparțin. Și într-un fel putem vorbi despre niște contradicții latente care apar la nivel de intergrupuri. Grupurile oficial nu vorbesc despre zonele mute, dar în mintea lor există, într-o formulă ascunsă, nedeclarată, non-manifestă, ideea de niște elemente, poate chiar elemente care fac parte din nucleul central al reprezentării, care sunt nedeclarate, dar care îi macină din interior. Asta ar fi fost o perspectivă. Întrebarea mea, de ce ați decis în ecuația pe care ați construit-o, care mi-a plăcut mult, care e foarte bună și care merită să vă ofere posibilitatea să intrați în posesia înaltului calificativ de doctor habilitat, totuși ați considerat că pentru moment este bine să nu includ
zona mute în calculele mele. De ce? Da, dacă îmi permiteți, o să vă contrazic un pic, domnule profesor. Poate, deci nu am exclus-o totalmente, deci din potrivă. O analizez cu lux de amănunte în capitolul 2, în care tocmai vorbesc dintr-o perspectivă modul în care putem să avem acces la această zonă mută sau zonă umbroasă a reprezentării, da? Deci puțin accesibilă. Să scoatem de umbră. Da, deci poate nu a fost foarte evident pe parcursul lucrării modul în care se reliefiază această zonă mută. Deci în studiile de caz pe care le analizez și vă zic din ce perspectivă. Din fapt, cred eu că am, datorită faptului că am utilizat o perspectivă narrativă în studiul reprezentărilor sociale și în perspectiva structurală este mult mai ordonat și mai clar. Deci care este nucleul central, care este sistemul periferic, care este zona mută și apare, vă dau dreptate, cu mai multă claritate, deci cum se, sau care este acea zonă mută a reprezentării. În perspectiva pe care am adoptat-o eu, ea este prezentă, dar nu este foarte evidentă la nivel structural, aș putea să zic. Încă, deci vorbesc prin faptul că acele aspecte polemice nu au cum să nu genereze discursuri care fie sunt spuse, fie nu sunt spuse într-un context, sau fie sunt exteriorizate, fie nu sunt exteriorizate într-un context public. Că despre asta și vorbesc, da. Că o reprezentare polemică poate să rămână tabuizată, poate să rămână foarte mult timp într-o stare latentă. Dar, bine, asta nu înseamnă că acele conținuturi polemice nu sunt prezente și nu ar putea să irumpă la un moment dat. Da. Și să afecteze în mod vădit relațiile intergrupuri. Stimată doamnă președinte, da, stimată doamnă secretar, onorată asistență, răspunsurile pe care le-am primit denotă profesionalism, profunzime, delicatețe și o mare capacitate de a vedea reprezentarea socială în toată splendoarea și în toată frumusețea ei. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru mulțumesc. Domnul Șlechtițchi, cine mai are întrebări? Precizări? Da, doamna Malcu, știu că... Deoarece, tradițional, trebuie să punem întrebări, deci da. Eu vin cu două întrebări, dar sunt așa mai mult practice. Deci prima întrebare ar fi, aș vrea încă o dată să ne amintiți care este ipoteza de bază în lucrarea dumneavoastră și în ce măsură dumneavoastră ați reușit să demonstrați ipoteza pe parcursul lucrării. Deci a doua întrebare e mai mult practică și deci m-ar interesa în ce mod reprezentările polemice influențează comportamentele oamenilor și care ar fi factorii care ar declanșa comportamente noi. Mulțumesc! Da, și eu vă mulțumesc pentru întrebări. Deci, în primul rând, așa cum precizez și în lucrare, este o ipoteză teoretică. Nu este un enunț testabil care urmează să fie verificat pentru o cercetare empirică și cu instrumentele statistice de rigoare care ne-ar permite să venim cu niște concluzii în acest sens. Este o ipoteză teoretică prin care vreau să demonstrez că obiectul sensibil are un potențial de a genera o reprezentare polemică. Și această reprezentare polemică influențează într-un anumit mod relațiile intergrupuri. De fapt, este vorba despre suscitarea unor controverse, menținerea unor controverse și suscitarea unor dezbateri, a unor tensiuni la nivel intergrupuri. Și atunci când aceste tensiuni ating punctul de fierbere, metaforic vorbind, sau ating apogeul, ele mai curând pot trece într-o stare latentă. Din nevoie de a stabili un anumit consens social, din nevoie de a stabili o anumită consensualitate la nivelul relațiilor intergrupuri. Și pe parcursul lucrării am încercat să demonstrez, iată, deci la nivel teoretic la început, analizând în detaliu ce este un obiect sensibil de reprezentare, cum se manifestă inclusiv în cadrul unei intervenții cu scop de investigare acestea, în unei interacțiuni cu scop de investigare. Același lucru l-am făcut și pentru conceptul de reprezentare polemică, iar prin acele studii de caz am încercat să demonstrez prin cazurile, prin acele evenimente pe care le analizez, cum obiectul sensibil generează o reprezentare polemică și modul în care influențează relațiile intergrupuri. Acum, despre schimbare. În general, când vorbim despre schimbare în contextul discuțiilor despre reprezentările sociale sau despre
reprezentare ca și, ca și fenomen, schimbarea presupune un timp mai îndelungat. Conținutul unei reprezentări se schimbă într-un timp mai, mai îndelungat. Și aici intră în ecuație o serie de factori care pot să determine această, această schimbare. Unul dintre aceștia ar fi practicile sociale și modul în care se raportează oamenii la aceste practici sociale. Practicile sociale înseamnă ce trebuie să facă diferit față de ce făceau odinioare, ca de exemplu în studiul de caz referitor la pandemie. Să păstreze distanța socială, fizică, de fapt, da? Deci corectura pe care a făcut-o și OMS ulterior, să poarte măștile de protecție, lucruri pe care nu le mai făceau altădată. Deci modul în care se raportează, modul în care le consideră necesare, modul în care le consideră reversibile sau irreversibile. Deci o serie de condiții legate de factorii, de practicile sociale. Apoi sunt și condițiile socio-ideologice. Deci contextul și presiunea contextului poate determina anumite schimbări. Dar este dificil să venim cu o anumită claritate privind durata acestei perioade în care se vor produce anumite schimbări. Mai curând, analizați factorii, putem să emitem anumite supoziții privind timpul în care s-ar putea produce aceste schimbări. Mulțumim mult! Da, vă mulțumim, doamna Malpeci și doamna Păjocară. Cine mai are întrebări? Să adresez. Da. Vă rugăm, doamna Borazan. Întrebarea se referă la rezultatele, principalele rezultate științifice obținute în cercetare, care au devenit temei pentru instituirea noi direcții de cercetare. Cum explicați faptul că rezultatele științifice 5, marcate 5, și rezultatul 6 se referă la proces de construire a reprezentărilor sociale în funcție de obiectele sensibile, iar în lucrare vorbiți implicit despre mecanismele de constituire a reprezentărilor sociale? Vă mulțumesc pentru întrebarea, doamna Borazan, dar vreau să precizez că, încă o dată, este vorba despre rezultatul 5 și 6. Și întrebarea referitoare la aceste rezultate, care era? Dacă rezultatul este un proces, așa. Iar procesul, de regulă, și interesul dumneavoastră științific a fost focusat mai degrabă pe descoperirea acestor mecanisme de constituire a reprezentărilor sociale în funcție de obiectele sensibile. Da, acum înțeles întrebarea. Da. Pe care am putea să le considerăm lesne părți integrate în acest proces. Și nu le găsim în rezultate, asta e întrebarea. Nu le evidențiați în rezultate, asta este. Vorbiți implicit în tine. Da, eu în text, da, vorbesc într-adevăr despre acele negocieri de sensuri, contrapuneri de semnificații. Da. Cred că mi-ar fi luat foarte mult timp dacă aș fi detaliat aceste mecanisme specifice pentru fiecare caz aparte. Și atunci am ales o formulă mai generală în care să fie integrate sau cumva să trimită și la etape și evoluții exact, și mecanisme. Da, adică să trimită și la aceste aspecte. Cumva suntem obișnuiți rezultatele să prezinte deja rezultatele științifice, se evidențieze mai degrabă niște rezultate ale unor procese și nu însăși procesul. Păi, de aici vine întrebarea. Implicit vorbesc și despre proces. Da. Implicit vorbesc și despre proces. Mulțumesc. În analiză... E o provocare pentru alte cercetări. Nu, deci dacă îmi permiteți să-mi argumentez punctul de vedere și în contextul acestei lucrări, deci vorbesc și despre proces, iată, dacă ne referim la reprezentarea trecutului, deci modul în care a fost transmisă, da, și decodificată ulterior prin cercetarea mea, prin acea analiză de presă care a presupus o perioadă de timp mai îndelungată, deci aici vorbesc despre un proces care presupune și niște schimbări la nivel reprezentațional. Același lucru îl fac, de exemplu, și în cazul pandemiei, când vorbesc despre un proces de elaborare. Prin prima etapă, în care reprezentarea este mai mult un construct mediatic, da, și în care semnificațiile, indivizii le primesc în funcție de informațiile pe care le transmite mass media, și modul în care le selectează și modul în care, mă rog, sunt prezentate. Și cea de-a doua etapă este una a reprezentării ca și construct experiențial. Deci informațiile anterioare sunt deja integrate printr-o experiență concretă.
directă, trăită personal sau indirectă, da? Deci prin cazurile pe care le cunoșteau. Deoarece cazurile au crescut, da? Și prin urmare a crescut și posibilitatea vizibilității, da? Deci de a vedea mai multe cazuri, experiențe, etc. Și asta produce și niște modificări la nivel de conținut. Dar vorbim despre un proces, o construcție a reprezentării și în cazul reprezentării trecutului, prin reorganizările ulterioare și în cazul pandemiei și a protestului colectiv. Da. Și a doua întrebare se referă la conceptul de cultură socială. În ce măsură conceptul de? Cultură socială. În ce măsură... Cultură socială, dar nu cred că l-am utilizat în sau de reprezentare polemică. Da. Mă înțeles. Da. Aveți în vedere că l-am utilizat în text undeva? Nu, vă întreb care o poziționați dumneavoastră în raport cu acest termen din perspectiva cercetării dumneavoastră. Asta este. Ori poate fi și nivelul culturii sociale un factor care da, generează... Din perspectiva mediului sociocultural, cred că am putea să spunem, da, care cumva creează un anumit climat deci propice, da, pentru formarea unor semnificații, reieșind din interacțiunile pe care le au oamenii la nivel intergrupuri, dar și din modul în care se raportează la context. Contextul în sine este un factor care poate să producă anumite modificări în conținutul. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Da, mulțumim, doamnă Porzan, doamnă Cojocaru. Cine mai are întrebări? Da, domnul Negru, vă rugăm. Încep cu mărturisirea. Am citit lucrarea și am citit-o așa aproape cu încetinitorul și vreau să recunosc că sentimentul pe care l-am trăit atât pe parcursul lecturii cât și la sfârșit e unul de admirație. Este o lucrare extraordinară. Și în acest context mi-am amintit de o discuție avută cu regretatul Adrian Nicolau și când el mi-a spus că, domnule, Negru, este aici la mine la doctorat o fată de la Chișinău, Natalia Cologan. Domnule, are o minte brici. Beautiful mind. Și uite, Natalia, că citindu-ți lucrarea, chiar că s-a adeverit ceea ce profesorul Nicolau atunci a spus. Este o foarte bună previziune a domnului profesor Nicolau despre succesele tale. Acum întrebarea. Atunci când vorbeai despre obiectul sensibil, așa, ai spus că obiectul sensibil generează reprezentări sociale politice. Și paralel ai mai spus că ar putea să genereze sau chiar generează teorii ale conspirației. Eu mă gândesc că ar putea să genereze și niște surori ale teoriei conspirației și anume fake-urile. Nu va pare. Cu cât eu mă gândeam așa, cu cât sensibilitatea acestui obiect social este mai mare, cu atât mai multe teorii conspiraționale apar. Dar mă gândesc și surorile teorii ale conspirației, fake-urile, la fel. Nu vă pare? Da, sigur. Deci, fake news-urile astea? Fake news-urile astea? Oricare, da. Știrile false cu care se promovează, se pune, se urlă la radio, la televiziune, în presă, peste tot. Da, cu siguranță. Mai ales dacă ne gândim că acesta ar putea fi un instrument deliberat al propagandei. Da, în sensul construirii unor anumite percepții, semnificații, etc., atunci cu siguranță, da. Deci intenția ar putea fi și de a crea conținuturi polemice, implicit prin asta să se acutizeze, să se amplifice, da, niște tensiuni la nivel intergrupului. Și atunci obiectul sensibil, social sensibil, ar fi un obiect de preferință al propagandei.
o propagandă, evident că ia în vizor și lucrează anume cu obiectele sensibile. Alegerile, de exemplu. Vecinul meu îmi spune dimineața, uite, numai ce m-am împăcat cu frații, cu surorile, acum încep alegerile, iar nu o să mai vorbim între noi, pentru că alegerile acestea oferă o mulțime de situații așa când... De polarizare, da. Da, polarizează și aici e spațiul pentru teorii conspirații, aici fake-urile acestea se simt foarte bine și se împrăște ca bacterii, ca microbi. Asta am vrut. Mulțumesc! Da, vă mulțumim, domnule Niecă. Întrebări nu-s și în cazul dat procedem la următoarea etapă. Cuvântul îi se oferă secretarul științific Cerlat Raisa pentru a aduce la cunoștință obiecții și sugestii expuse în avizile seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEP, în avizile altor centri științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Vă rog! Vă mulțumesc, doamna președinte! Numărată asistență, teza de doctor habilitată în psihologie, obiecte sensibile, reprezentări polemici și relații intergrupuri, conceptualizări teoretico-metodologice și oferări empirice, a fost analizată pentru început în cadrul seminarului științific de profil 511-03 Psihologie Socială, în data de 4 iulie 2023, în cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, propunându-se următoarele sugestii. A detalia notatea lucrării, inclusiv semnificația teoretică și practică. A descrie actualitatea cercetărilor nu doar din perspectiva bolurilor teoretice, ci și din perspectiva psihologiei aplicative sau a realităților sociale contemporane. A reformula problema științifică și a o prezenta sub forma unei contradicții care stă la baza problemei, a specifica cu mai multă claritate contribuțiile personale, adică definiții, clasificări sau modele propuse în lucrare, să fie delimitate în mod distinct ca și contribuții proprii separate de cele ale altor autori. A indica recomandări și pentru domeniul didactic, psihologia și pedagogia aplicativă, etc., termenii folosiți în lucrare și termenii din titlu să fie prezentați în mod unic pe tot parcursul lucrării pentru a evita unele confuzii în interpretare, a reflecta în lucrare interconexiunea cu alte studii, similare, spre exemplu, în cazul pandemiei, da, studii realizate în alte contexte sociale și a evidenția cu mai multă claritate încadrarea conținutului tezei de doctor habilitat la cele două specialități, psihologie generală și psihologie socială. Acestea fiind spuse, decizia seminarului științific de profil 511-03 Psihologie Socială este a recomanda teza de doctor habilitat în psihologie a doamnei Cojocaru Natalia, doctor conferențiar universitate, cu tema obiecte sensibile, reprezentări polemici și relații intergrupuri, conceptualizări teoretico-metodologice, ilustrări empirice, spre examinare în cadrul seminarului științific de profil 511-01 Psihologie Generală a Universității de Stat din Moldova. Aceasta a și fost făcut în data de 28 august 2023, unde în cadrul seminarului științific de profil 511-01 Psihologie Generală au fost propuse următoarele sugestii. Unificarea prezentării termenului de obiect sensibil la nivel de redactare cu sau fără ghilimele, a revedea necesitatea prezentării titlurilor paragrafelor sub formă de întrebare, redactarea denumirii capitolului 4, completarea secțiunilor concluzii și recomandări, excluderea unor elemente structurale, mulțumiri, glosar sau lista publicațiilor care apar la finalul lucrării, redactarea formulării problemei științifice a tezei de doctor habilitat conform ghidului ANACEP și redactarea concluziilor și recomandărilor, inclusiv a referințelor, iarăși conform cerințelor ANACEP. Decizia seminarului științific de profil 511 punct 01, psihologie generală, este a recomanda teza de doctor habilitată doamnei Natalia Cojocaru cu tema obiecte sensibile, reprezentări polemici și relații intergrupuri, conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice, elaborate la specialitățile psihologie generală și psihologie socială pentru susținere în cadrul etapei ulterioare, adică în cadrul Consiliului Științific Specializat, după realizarea modificărilor de rigoare.
Și în final voi da citire recomandărilor și obiecțiilor, expusă nota informativă a NACET, nota informativă numărul 1448, cratemă 05, din 26 decembrie 2023. Așa, la teza de doctor habilitat în psihologie a doamnei Cojocaru Natalie cu aceeași temă, obiecte sensibile, reprezentări polemici și relații intergrupuri, conceptualizări teoretico-metodologici și ilustrări empirici, specialitățile 511-01, psihologie generală, 511-03, psihologie socială. 1. De redactat științific și de ajustat compartimentele, adnotări și introducere în conformitate cu cerințele ghidului de redactare a tezilor de doctor a NACET. De redactat noutatea și originalitatea lucrării, de adus la conținuturi identice compartimentele noutatea și originalitatea lucrării, dar și semnificația teoretică a lucrării în adnotare în toate cele trei limbi, de redactat denumirea subcapitolelor 2.1, 2.3 și 4.2, de exclus expresia sau neexprimat din ipoteză și este pe numărul paginii, pagina 22, de respectat în lucrare regulile de tehnoredactare a textului conform ghidului și sunt oferite exemple unde la ce pagină anume, de transferat în anexe componentele mulțumiri sau despre cum experiențele mi-au redefinit ideile de cercetare și glosar de termeni, de completat cu text compartimentul generalizări sau câteva recomandări de acțiune și sunt menționate paginile, de redactat prin precizare titlul figurii 7.4, în continuare, deci la pagina 279 este necesar de reformulat componenta care nu este finalizată, dezvoltarea unei noi direcții științifice, așa nu este finalizat, să aducem contribuții privind dezvoltarea. De exclus problema științifică soluționată în lucrare de la pagina 279, fiindcă acolo se regăsesc rezultatele științifice, așa, concluziile generale necesită la fel o redactare în conformitate cu cerințele ghidului, de redactat bibliografia și, în general, de redactat gramatical și tehnoredactare a lucrării conform prevederilor ghidului. Menționăm aici că a fost prezentat un răspuns sub formă de tabelă, nota informativă, în care se indică obiecțiile formulate și modificările operate, cu indicarea paginilor respective sau argumentarea lipsei necesității efectuării modificărilor. În continuare, voi da citire avizelor parvenite din alte centre științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Avem aici avize atât naționale cât și internaționale și avem avizul doamnei Risa Permanadeli, doctor în psihologie, directora Centrului de Studiere a Reprezentărilor Sociale din Indonezia. Irina Bondarevskaya, la fel doctor în psihologie, cercetător științific superior în Laboratorul de Psihologie Socială de la Institutul de Psihologie Universitatea din Lausanne. Doamna Ludovina de Ramos, doctor în psihologie de la Universitatea Beira Interior. Avem alte avize din țara noastră și ne deplasăm la Universitatea Ion Creangă, așa, unde avem avizul doamnei Gonța Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar, și a doamnei Popescu Maria, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Un alt centru academic important, care la fel ne-a prezentat avize, este Universitatea de Stat Aleco Rousseau din Bălți. Avem avizul doamnei Briceac Silvia, doctor, conferențiar universitar, și a doamnei Cazacu Daniela. La fel avem și avizul doamnei Anțăbor Ludmila, prezentă și aici în sală, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Menționăm că în toate avizele este menționată înaltă valoare teoretică aplicativă a lucrării, fiind cu siguranță pozitivă. Vă mulțumim, doamnă Cerlat, și ofer cuvânt pretendenții la titlul științific de doctor habilitat pentru a-și expune părerea pe marginea avizilor. Da,
Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă secretar, pentru concluziile extrase din aceste avize. Într-adevăr, le sunt foarte recunoscătoare colegilor, atât din Republică cât și din străinătate, care au citit lucrarea, au citit rezumatul și s-au pronunțat pe marginea valorii teoretice, metodologice sau aplicative acestei lucrări. Vă mulțumim! Doamna Cojocaru, trecem la următoarea etapă. Rog referenții oficiali să prezinte avizele la teză. Ofer cuvântul doamnei Glavan Aurelie, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat, Ion Creangă. Mulțumesc, doamnă președinte. Onorată doamnă președinte, onorați membri ai Comisiei de Susținere Publică, dragi invitați. La fel sunt onorată să participați la susținerea unei teze de doctor habilitat, o teză foarte bună și eu vreau să zic că noi mai mult asistăm nu la evaluarea, analiza acestei lucrări, cât la celebrarea unei lucrări de doctor habilitat în psihologie. Rolul meu este de referent oficial. Conform procedurii, am venit cu un raport al referentului oficial asupra tezei de doctor habilitat în psihologie. Acest raport conține cam multe pagini, deci dacă îmi permiteți să vin cu, să zicem așa, frazele principale care ar scoate în evidență lucrul depus de Natalia la această teză de doctor habilitat. Vă mulțumesc! Deci, subsemnată Glavan Aurelia, în calitate de referent oficial, constat că teza de doctor habilitat, respectiv rezumatele redactate în limbile română și engleză, sunt elaborate în conformitate cu normele și exigențele stipulate în ghidul de redactare. În scopul avizării, am analizat rezultatele cercetărilor prezentate în teza de doctor habilitat și rezumate prezentate de către autoare în termen. Acestea sunt descrise în volumul de pagini și condițiile tehnice care corespund cerințelor aflate în vigoare. Și aici menționez că tema tezei de doctor habilitat corespunde specialităților științifice și materialului prezentat în conținutul lucrărilor. Noutatea și originalitatea științifică ale acestei teze de doctor habilitat rezultă din demersurile teoretice consistente și inventarierea extensivă de către autoare a studiilor empirice care au fost realizate până în prezent în spațiul științific internațional. Este una dintre primele lucrări în Republica Moldova în care se examinează într-un cadru unitar aspecte teoretice, metodologice și empirice privind implicațiile pe care le comportă obiectele sensibile în geneza reprezentărilor polemice, inclusiv interrelația dintre aceste două fenomene și influențele pe care le produc asupra relațiilor intergrupuri. Apreciez elementele inedite și anume modul în care este abordată această interrelație dintr-o perspectivă narrativă și cea a studiului de caz. Strategii metodologice considerate esențiale în studiul subiectelor controversate în domeniul psihologiei sociale. Prin valorificarea unui fond bibliografic de actualitate, în capitolul 1 al tezei, autoarea radiografiază și analizează cele mai importante achiziții în domeniul reprezentărilor sociale, inclusiv tendințele actuale din acest domeniu. Astfel, suportul teoretic și empiric al lucrării date se fundamentează în mod esențial pe trei concepte de bază care au fost prezentate detaliat, obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Autoarea referindu-se la aceste concepte cheie în cele 7 capitole ale tezei, deci cu un volum enorm. Capitolul 1-3 includ reflecții și constatări teoretice cu referire la conceptul de obiect sensibil. Capitolul 4 prezintă sinteze privind conceptul de reprezentare polemică, relații intergrupuri și sunt prezentate în capitolele 5, 6 și 7 prin studii de caz. Deci aceste studii de caz într-un fel dau culoare acestei lucrări enorme. Demersurile realizate au condus-o pe autoare la clarificări conceptuale care au permis propunerea modelului teoretico-reflectiv cu referire la geneza și evoluția reprezentărilor sociale. Apreciez efortul depus de către autoare pentru elucidarea evoluțiilor și a tendințelor curente în studiile din domeniul reprezentărilor sociale în vederea identificării unor direcții de cercetare care suscită dezbateri la etapa actuală și necesită explorări extensive. Suportul metodologic al acestei cercetări pe care autoarea le-a realizat este descris în comportamentul introductiv al tezei prin evidențierea problematicii cercetării, scopului obiectivelor, precum și a metodologiei cercetărilor. Autoarea prezintă o sinteză a metodologiei de cercetare în capitolul 2 al tezei,
metodele teoretice, analiza literaturii, metodele de colectare și analiza datelor, metoda anchetei, totodată justificând metodele alese. În capitolul 2, autoarea descrie strategia și metodele de cercetare pe care le utilizează în capitolele ce urmează 5-7, inclusiv în studiile de caz pe care le prezintă în aceste capitole. În conformitate cu cerințele pentru un studiu de caz, autoarea prezintă aspecte teoretice specifice cu referire la obiectul sensibil și reprezentările polemice pe care le analizează, particularizări de ordin metodologic și rezultate ale cercetării. Apreciez aportul autoarei în concretizarea aspectelor teoretice și metodologice relevante pentru demararea studiului privind reprezentările sociale, precum și a elaborării unui model teoretico-reflexiv. Semnificația problemei cercetate este expusă de autoarea tezei, argumentat și convingător prin analiza profundă a stării de lucruri în acest domeniu pe plan internațional și național. Descriind situația în domeniul de cercetare, doamna a efectuat o analiză amplă, profundă și diversificată a literaturii din domeniul științifico-psihologic mondial. Viziunea ale savanților, ce reprezintă diferite școli psihologice, suportul teoretic al cercetării prezente fiind unul foarte solid. Menționez, consider că elementele cheie ale lucrării, scopul, obiectivele și metodologia cercetării, originalitatea și noutatea sunt expuse destul de convingător și reflectă nivelul de cerințe pentru o cercetare de doctor habilitat. Relevanța științifică a rezultatelor este confirmată de semnificația teoretică a cercetărilor care completează preocupările specialiștilor din domenii teoretice, socio-umane, interdisciplinare, situate la conexiunea dintre psihologie și social. Din aceste considerente, studiul pe care îl propun autoarea tezei de doctor habilitat în mod firesc trece dincolo de hotarele psihologiei generale, având legături cu psihologia comunicării, psihologia socială, psihologia politică, cu antropologie și istorie. Nu întâmplător, autoarea a ales un domeniu de studiu interdisciplinar, deoarece astăzi interdisciplinaritatea se impune ca o lege esențială a cunoașterii științifice contemporane. Deci o știință închisă, izolată, oricât ar fi ea de rafinată, are o valoare instrumentală și aplicativă incomparabil mai mică decât o știință deschisă, adică relaționată, dinamic și dialectic cu alte științe. Deci apreciez aceste studii prezentate de către autoarea tezei, care oferă perspective de analiză cu deschideri la nivel interdisciplinar, având contribuții esențiale pentru înțelegerea fenomenelor sociale. Autoarea tezei de doctor habilitat argumentează într-un mod convingător actualitatea și importanța tematicii cercetărilor pe care le-a realizat. În ultima secțiune a tezei, referitoare la concluzii generale și recomandări, dacă tot mă refer la relevanța științifică, autoarea sumarizează platforma epistemico-empirică pe care a elaborat-o, raportându-se la implicațiile teoretico-conceptuale, constatările empirice, valoarea aplicativă a cercetărilor și propriile contribuții, elaborând recomandări pentru utilizarea rezultatelor, recomandări privind potențiale direcții pentru cercetări ulterioare. Atât prin studiul bibliografic, incursiunile de ordin conceptual, argumentare teoretică, cât și prin contribuțiile metodologice și empirice, teza de doctor habilitat, care am analizat-o, contribuie la dezvoltarea științei, economiei și educației. Valoarea aplicativă a cercetării reiese din faptul că rezultatele cercetării pot fi utile pentru publicul larg, practicieni, consilieri, factori de decizie, psihologi, pentru a înțelege mai bine cum funcționează dinamicile relaționale intergrupuri în ceea ce privește atitudinile și comportamentul pe care îl adoptă grupurile în situații de conflict și controverse sociale. Redactarea tezei din punct de vedere științific și etic este realizată conform cerințelor prezentate de către ghidul în vigoare. În ceea ce privește conceperea și calitatea textului, conținutul tezei de doctor habilitat este structurat logic, ideile expuse coerent și sistematic, este respectat stilul necesar redactării unei lucrări științifice. Teza se bazează pe un fond bibliografic foarte consistent, alcătuit din 388 de titluri, dintre care în 3 limbi, deci limba
engleză predomină, limba română și limba rusă, multe din referințe fiind de dată recentă. Lista referințelor bibliografice și citările din corpul textului corespund cerințelor ghidului în vigoare, iar rezumatul este redactat în acord cu recomandările aflate în vigoare și reflectă conținutul de bază al tezei. Respectarea eticii și a deontologiei profesionale se reflectă în asigurarea tezii din punct de vedere bibliografic, autoarea consultând surse într-un spectru larg pe care le-a integrat într-un mod critic în conținutul tezii. Concluziile generale rezultă legitim din achizițiile teoretico-conceptuale și rezultatele cercetărilor efectuate de către autoare. Implementarea rezultatelor științifice obținute a fost realizată prin diseminarea acestora în conținutul a 41 de publicații. Deci nu greșesc, cred că 41, dintre care o monografie la tema tezei și mai multe lucrări științifice în reviste, comunicări la manifestări științifice. Deci lucrările elaborate se remarcă prin consistență științifică, corespund criteriilor aflate în vigoare și reflectă principalele coordonate ale tezei de doctor habilitat pe care o analizăm. De asemenea, rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul activităților didactice, în cadrul unor cursuri de formare, în cadrul unor cursuri universitare, la psihologie socială, la psihologie generală și altele. Discursul științific abordat în prezenta teză de doctor constituie dovada competenței profesionale pe care doamna doctor conferențiar Cojocaru Natalia le are în domeniile în care este specializată. Mă refer la psihologie generală și psihologie socială, respectiv abilitatea de a transmite în practica publicului larg ideile și proiectele pe care le-a elaborat. În continuarea acestui raport urmează unele întrebări rezultate din examinarea conținutului științific al tezii care le-am discutat cu autoarea, am primit răspunsuri la toate, și unele recomandări neînsemnate pentru această lucrare care nu schimbă importanța ei științifică, deoarece stimata autoare este cel mai important critic al acestei lucrări și sunt sigură că după această sesiune va lua iarăși atitudine, fiindcă este o persoană care tinde spre perfecțiune. Deci acele recomandări țin de asigurarea aspectului tehnic, de acuratețe pe dimensiunea denumirilor și tipologizării metodelor sau tehnicilor de cercetare și, eu știu, poate ar fi cazul unor, omiterea unor repetări. Acestea fiind spuse, onorată asistență, îmi permiteți să vin cu concluzia acestui raport de analiză a tezei de doctor habilitat. În concluzie, această lucrare este o operă științifică deosebită și excelentă, care respectă condițiile de prezentare a informațiilor, prin descrierea argumentată a valorii teoretice și demonstrarea semnificației științifice a cercetării, realizată cu mare responsabilitate și seriozitate de către autoare, fiind o lucrare matură, lucrată cu dedicație. Analizând profund această lucrare de actualitate și importanță deosebită, pot afirma că este o lucrare științifică care, prin rațiunea științifică a cercetării, reușește să ne convingă de importanța problemei abordate. Prin respectarea condiției științifice a informațiilor, prin descrierea argumentată a valorii teoretice, este demonstrată semnificația științifică a cercetării, care vine cu anumite condiții, contribuții la dezvoltarea unei noi direcții științifice în domeniul reprezentărilor sociale. Apreciez în alt lucrare de doctor habilitat, obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri, propusă de către doctorul conferențiar universitar Cojocaru Natalia pentru susținere în această ședință și consider că autoarea merită conferirea titlului științific de doctor habilitat în psihologie la specialitățile științifice, psihologie generală și psihologie socială. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim, doamnă Glavan! Ofer cuvânt domnului Holman Andrei, doctor în psihologie, profesor universitar România. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, mă auziți? Da, da. Vă salut de la Iași și vreau să încep prin a spune că pare rău că nu pot fi cu dumneavoastră și cu mulțumiri
că mi-ați permis să mă conectez online. Cred că ar trebui să citesc avizul meu, nu? Asta e procedura. Da. Așa e? Da, da. Da, da, imediat. Yes. Bine. Subsemnatul profesor dr. Andrei Cornel Polman, titular la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, referent oficial al tezei Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri, elaborate de doamna Natalia Cojocaru, prezint mai jos analiza, aprecierile și concluziile mele. Teza vizează formarea și evoluția reprezentărilor sociale polemice ale obiectelor sensibile și implicațiile acestor reprezentări în area relațiilor intergrupuri din acea societate. Ea include o sinteză atentă și consistentă a cadrelor teoretice și metodologice relevante pentru această temă și raportarea trei studii de caz, fiecare aplicând și ilustrând aceste cadre asupra unui obiect sensibil diferit. În general, area de cercetare abordată în teză este una de importanță deosebită pentru domeniul teoretic și aplicativ al cunoașterii obiectelor sociale prin intermediul reprezentărilor sociale, ca și cel al relațiilor dintre grupuri sociale cu poziții ideologice diferite și uneori opuse, relații ancorate în reprezentări sociale specifice. Fundamentarea teoretică tratează într-o manieră sistematică trei concepte cheie ale lucrării: obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Mai mult, autoarea realizează efortul suplimentar de a sistematiza unele componente teoretice în grile meta-analitice valoroase ce pot ghida înțelegerea și clasificarea conceptuală a acelei arii pentru viitorii cercetători în acel domeniu. Primul capitol realizează o incursiune profundă în aria originii teoriei reprezentării sociale și a evoluției sale, sistematizând diversele contribuții din această arie după temele lor dominante și dezbaterile teoretice în care ele se încadrează, atât în perioada 2000-2022, cât și în cea mai recentă, 2010-2022. Tot aici sunt diferențiate cele trei tipuri de reprezentări sociale propuse de clasificarea lui Moscovici, și anume cele hegemonice, emancipative și polemice, studiile raportate în teză fiind cele focalizate pe ultimul tip de reprezentare. Al treilea capitol este focalizat pe tema obiectelor sensibile. Consider demnă de remarcat, apreciativ, opțiunea pentru acest tip de obiect de reprezentare socială, pe de o parte important pentru relațiile societale, deseori marcate de conflicte între grupuri care sunt alimentate de perspective diferite asupra unor astfel de obiecte sensibile, și pe de altă parte mai dificil de investigat în manieră directă prin instrumentele din repertoriul uzual al cercetărilor de psihologie socială, tocmai din cauza încărcăturilor simbolice și identitare care îngreunează accesul la semnificațiile atribuite acestor obiecte. Capitolul oferă o sistematizare valoroasă a caracteristicilor obiectelor sociale sensibile în procesul de reprezentare în funcție de mai multe criterii relevante. De asemenea, el fundamentează selecția celor trei obiecte sensibile selectate pentru studiile de caz, al căror caracter sensibil este determinat de natura relațiilor intergrupuri și care pot întreține în continuare dinamici antagonice între aceste grupuri. Cel al patrulea capitol încheie construcția cadrului teoretic al tezei prin sintetizarea etapelor și tematicilor de cercetare asociate conceptului de reprezentare polemică, unul cu o valoare euristică ridicată în gama teoretică a reprezentărilor sociale, însă a cărui frecvență de abordare în studiile empirice a fost de-a lungul vremii una prea redusă. Autoarea identifică etape în evoluția și aplicarea acestui concept, ca și un număr de dezbateri actuale pe seama diferențierilor față de celelalte tipuri de reprezentări sociale, respectiv probleme teoretice care rămân încă de elucidat prin cercetări. Teza include și un capitol al doilea de fundamentarea metodologiei utilizate în studiile de caz raportat. Acesta sistematizează o serie de repere epistemice ale investigațiilor asupra reprezentărilor sociale, argumentând necesitatea unui caracter multidimensional al acestor cercetări, care să dea seama nu doar de conținutul explicit al reprezentării, ci și de contextul social al formării și evoluției sale, respectiv de impactul său asupra relațiilor dintre grupurile relevante. Această perspectivă complexă corespunde celei care a fundamentat conceptualizarea reprezentării sociale de la începuturile sale, prin ideile lui Moscovici,
ca și autorilor dominanți care reprezintă marile orientări în abordarea reprezentărilor sociale, cum ar fi cea structuralistă sau cea sociogenetică. Capitolul dezvoltă această perspectivă prin construcția unui model teoretic-reflexiv cu privire la geneza și evoluția unei reprezentări, ce reprezintă un util instrument de ghidaj cu privire la posibilele direcții de cercetare care ar putea fi urmate într-un demers investigativ pe această temă. Principiile acestui model sunt apoi aplicate în elaborarea strategiei și a metodelor de cercetare folosite în studiile de caz realizate. De asemenea, capitolul include și o argumentare solidă a relevanței metodelor de cercetare calitativ-narrative pentru descoperirea conținuturilor sensibile, ascunse sau tensionate ale reprezentărilor polemice, aceste metode fiind incluse în instrumentarul de cercetare aplicat în studiile raportate în teză. Capitolele 5, 6 și 7 raportează fiecare pe un studiu de caz asupra reprezentărilor polemice ale unor obiecte sensibile. În acord cu cadrul teoretic și metodologic construit anterior, fiecare obiect este contextualizat din punct de vedere sociologic și istoric, argumentându-se convingător natura sa sensibilă și potențialul său de a genera reprezentări polemice în respectivul context social. De asemenea, rezultatele cercetărilor sunt interpretate în profunzime prin evidențierea legăturilor dintre conținutul reprezentării sociale și relațiile dintre grupurile relevante pentru respectivul obiect. Fiecare studiu de caz vizează un obiect într-un domeniu diferit, socio-istoric, sociopolitic și sociomedical, și reflectă o abordare distinctă ca scop de cercetare, instrumental, multiplu, respectiv intrinsec. În urmărirea acestor scopuri, sunt aplicate metode de cercetare diverse, ancheta în bază de interviu, chestionare, analiza mass media, observația, în acord cu natura sensibilă a obiectelor de cercetare și cu caracterul multidimensional pe care trebuie să-l aibă studiile din acest domeniu. Și metode adecvate de analiza date, analiza de conținut, analiza discursivă, analiza terțiară a date. Remarcăm de asemenea diversitatea axelor conceptuale investigate de-a lungul celor trei studii de caz, incluse în comparații între grupuri diferențiate de moduri diverse de contact cu trecutul, prin experiența directă, respectiv prin practici sociale care îl resemnifică, și între tipuri diferite de discurs despre trecut, în cazul primul studiu, modificări și contrapuneri de semnificație ale reprezentărilor sociale, respectiv forme de comunicare și tipuri asociate de reprezentări, în cel de-al doilea studiu, reperele proceselor de ancorare și obiectivare în construcția reprezentării sociale în ultimul studiu. Interpretările rezultatelor celor trei studii valorizează constatările lor și le integrează în cadrul conceptual al tezei. Ultimul capitol sistematizează rezultatele științifice obținute, evidențind convingător diversele contribuții teoretice, metodologice și aplicative ale lucrării. El include și recomandări valoroase cu privire la construcția studiilor viitoare din domeniu și la direcțiile lor de cercetare, fundamentate pe rezultatele eforturilor de sistematizare conceptuală, respectiv de cercetare empirică din capitolele anterioare. În concluzie, teza analizată prezintă elemente importante de originalitate și contribuții valoroase pe plan teoretic și empiric. Construcția conceptual-metodologică este sistematică și solidă, iar studiile realizate urmează aceste cadre și au condus la rezultate valoroase pe tema a reprezentărilor polemice ale obiectelor sensibile, respectiv a ancorării acestor reprezentări în relațiile intergrupuri, cu potențial aplicativ important și susținând relevanța perspective narrative în studiul obiectelor sensibile și a reprezentărilor polemice. Ca urmare a acestor aprecieri, consider că lucrarea corespunde exigențelor regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare față de tezele de doctor abilitat, iar doamna Natalia Cojocaru merită să-i se confere titlul științific de doctor abilitat în psihologie, specialitățile psihologie generală și psihologie socială. Felicitări, doamna Cojocaru, și mult succes pe mai departe! Mulțumim, domnul Holman! Ofer cuvânt doamnei Malcăci, Ludmila, doctor abilitat în sociologie, profesor, cercetător. Mulțumim foarte mult. Vreau să menționez că am citit și eu a doua oară deja teza cu foarte mult interes și
În primul rând vreau să felicit doctoranda cu o teză foarte interesantă, chiar dacă are aspecte teoretice, așa e, se citește foarte ușor și foarte interesant. Felicitări încă o dată. Țin să menționez că tema tezei de doctor este una actuală și importantă și corelează cu direcțiile prioritare de cercetare, dezvoltare ale țării și tendințele științei mondiale. Nevoia de cercetare este argumentată de necesitățile existente în teoria și practica reprezentărilor sociale, și anume aspectele lingvistice ale tematizării, polifazia în gândire și cunoaștere, rolul temat în generarea unor reprezentări sociale, impactul diversității, caracteristică comunităților actuale și felul în care este definit în prezent socialul, tipurile de discurs, stilurile argumentative în cazul subiectelor controversate și rolul care îl are cercetătorul în studiile privind reprezentările sociale, precum și interrelația dintre individual și social în producerea reprezentărilor sociale. De asemenea, considerăm că necesită cercetări suplimentare, formarea reprezentărilor sociale în anumite contexte și influența lor asupra practicilor sociale. Până în prezent, la această tematică sunt puține studii care analizează din punct de vedere teoretic specificul obiectului de reprezentare. Tema cercetării corespunde pe deplin materialului expus în lucrare. Autorul a reușit să asigure pe deplin coerența dintre scop, obiective, ipoteze, metodologii de cercetare, analiză și soluții. Scop și obiectivele tezei sunt bine definite, justificate, relevante și sunt atinse pe deplin de către autor. Astfel, scopul cercetării a constat în analiza aspectelor teoretice, metodologice și empirice privind implicațiile pe care le comportă obiectele sensibile în geneza reprezentărilor polemice în funcție de dinamicile opoziționale la nivelul relațiilor intergrupale. Într-o atingere acestui scop, autorul a analizat critic literatura de bază, conceptele și noțiunile utilizate în cercetare, a elaborat anumite perspective metodologice privind procesul de cercetare a unei reprezentări sociale, a conceptualizat particularitățile specifice în studierea obiectelor sensibile și a reprezentărilor polemice, a analizat prin intermediul a 3 studii de caz reprezentările polemice în domeniile socio-medical, socio-politic și socio-istoric și a unit concluzii și recomandări în vederea valorificării ulterioare rezultatelor cercetării. Metodologia studiului, în viziunea mea, este parte inovatoare a cercetării și poate servi drept model teoretico-reflexiv pentru cercetarea genezii și evoluției reprezentărilor sociale și pe viitor. Acest model include enunțuri preliminare, direcții potențiale de cercetare, principii metodologice de cercetare. Metodologia de cercetare în sine este adecvată scopului și obiectivelor cercetării. Astfel, autorul aplică mai multe metode de cercetare și analiză, cum ar fi studiu bibliografic și documentar, observația psihosociologică, analiza, sinteza, inducție, deducție, dimers axiomatic, sistemic, analiza descriptivă, analiza istorică, ancheta, interviu calitativ, observație, analiza de conținut, discursul narativ, studiu de caz, documentarea vizuală, metoda analizei unui eveniment de protest. Ultima metodă furnizează un suport empiric solid pentru analiza acțiunilor de protest dintr-o anumită are geografică și pentru o anumită perioadă de timp, prezintă un interes deosebit în contextul sociopolitic din Republica Moldova și poate fi preluat și în alte cercetări sociale. Prin aplicarea acestei metode, autoarea a delimitat și interpretat caracteristicile unui eveniment de protest, frecvența, durata, locația, tipuri de revendicări, mărimea și formele protestelor, publicul țintă, consecințe și reacții, prin analiza de conținut a declarațiilor știrilor mass media. Un accent deosebit este pus pe triangularea datelor pentru a surprinde complexitatea fenomenelor de reprezentări sociale. Analiza descriptivă este aplicată pentru cercetarea articolelor cu referire la clasificarea reprezentărilor sociale după Moscovici, fapt ce a contribuit la identificarea unor caracteristici ale reprezentărilor polemice și a impactului social pe care îl produc acesta la nivel de intergrupuri. Partea practică a lucrării, după cum s-a menționat, include 3 studii de caz a reprezentărilor sociale polemice în domeniile medical, sociopolitic și istoric. Ele sunt efectuate în conformitate cu metodologie elaborată și prezintă un model și un cadru logic inedit de cercetare a reprezentărilor sociale. Structura și conținutul lucrării sunt motivate și adecvate temei, scopului, obiectivelor enunțate. Materialul în capitol este prezentat suficient de echilibrat, astfel în fiecare capitol autorul se referă la toate cele 3 concepte cheie ale lucrării, obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri, prezentând aspecte teoretice, metodologice sau ilustrări empirice legate de aceste concepte în funcție de obiectivele propuse pentru un capitol anume. Prin urmare, în capitolul 1, obiecte sociale, reprezentări sociale și relații intergrupuri,
Autoarea prezintă sinteze teoretice cu referire la cele mai importante achiziții în domeniul reprezentărilor sociale, axându-se în mod prioritar asupra aspectelor care au legătură cu tema lucrării. În capitolul 2, perspective teoretico-metodologice privind procesul de investigare a unei reprezentări sociale, autoarea examinează parcursul specific al unei investigații ce vizează studiul unei reprezentări sociale și semnificația absențelor din conținutul unei reprezentări identificabile drept zone mute ale reprezentării. În acest capitol este inovatoare argumentarea necesității cercetării complexe a reprezentărilor sociale, care include conținutul acestora, contextul care a generat reprezentările și impactul care l-au reprezentările asupra relațiilor intergrupuri în contexte sociale reale. În capitolul 3, obiectele sensibile, încercări de conceptualizare și particularități specifice în studiul acestora, autoarea analizează constatările teoretice prin conceptul de obiect sensibil, structurând caracteristici ale obiectelor sensibile, aspecte normative etice ale unei cercetări sensibile și impactul care l-au obiectele sensibile asupra producțiilor discursive. În capitolul 4, recuperarea unui concept, reprezentările polemice, autoarea analizează evoluția conceptului de reprezentare polemică din momentul apariției și până în prezent, evidențiind etape de dezvoltare, tematici, specifice, caracteristici ale reprezentărilor sociale, polemice, condiții contextuale și relații intergrupuri cu impact în dinamica acestor reprezentări. În capitolele 5-7 sunt prezentate studii de caz din Republica Moldova din trei domenii diferite, socio-istoric, sociopolitic, sociomedical, care pot fi considerate ca niște fenomene sociale ce pot genera obiecte sensibile. Fiecare studiu de caz urmează o structură tipică, model metodologic, demn de urmat și în alte cercetări similare și în continuare mă refer la această structură, deci din lipsă de timp nu voi da citirii, este în aviz. Considerăm deosebit de importante concluziile și recomandările efectuate de către autoare, atât la nivel teoretic cât și practic. Astfel menționăm că fiecare capitol include la final concluzii valoroase cu referință la aspectele analizate per capitol. Capitolele care inserează studiile de caz vin cu concluzii și recomandări practice specifice aspectelor incluse în studiile de caz. La finalul lucrării, autoarea vine cu anumite concluzii referitor la gradul de soluționare a problemei invocate în cercetare, rezultatele științifice noi obținute la nivel teoretic și empiric, contribuțiile personale, limitările cercetării și aspectele ce necesită cercetări ulterioare sau direcțiile noi de cercetare, cum ar fi necesitatea cercetării reprezentărilor sociale din perspectivele sociogenetică, longitudinală și transversală, impactul societal și reprezentărilor sociale. Astfel, aceste recomandări reprezintă o bază și o punte de legătură cu viitoarele cercetări comprehensive în domeniul reprezentărilor sociale polemice. Lucrarea științifică denotă un nivel de complexitate și dificultate corespunzător unei teze de doctor habilitat. Tema este abordată multiaspectual, fiind argumentată atât din perspective teoretice cât și aplicative. Cercetarea se caracterizează prin noutate științifică, care constă în clasificarea obiectelor sociale de reprezentare, dezvoltarea conceptualizării teoretice a noțiunilor de obiect sensibil și reprezentare socială polemică, identificarea principalelor direcții de cercetare în domeniul reprezentărilor polemice și traiectoriilor acestora la nivel de intergrupuri și la nivel social, dezvoltarea metodologiei de cercetare a reprezentărilor sociale polemice cu referință la obiectele sensibile. Originalitatea rezultatelor obținute în cadrul prezentei cercetări au determinat crearea unei direcții științifice noi, care constă în perspectiva narrativă în studiul obiectelor sensibile și a reprezentărilor polemice. Cercetarea este inovațională și prin faptul că aceasta transcende granițele psihologiei generale, formând legături la nivel intradisciplinar cu psihologia comunicării, psihologia social-politică și interdisciplinar cu antropologia socială și istoria. Teza are o valoare aplicativă incontestabilă, în special pentru mediul academic, deoarece include de o parte un studiu teoretic complex privind geneza reprezentărilor sociale polemice și implicațiile pe care le comportă obiectele sensibile, iar pe de altă parte este un cadru metodologic de cercetare și analiză a reprezentărilor sociale polemice în contextul unor obiecte sensibile. În cazul practicienilor, lucrarea este un model de explicație a faptului cum funcționează dinamicile relaționare intergrupuri în ceea ce privește atitudinile și comportamentul pe care îl adoptă grupurile sociale în situații de conflict. Și prin urmare, poate sta la baza unor programe sau proiecte de schimbare atitudinală și comportamentală. Rezultatele științifice au fost implementate în practică. S-a menționat deja că autoarea are publicate în jur de 41 de publicații. Rezultatele cercetărilor au fost utilizate în cadrul diferitor cursuri universitare în domeniul psihologiei, precum și în circa
25 de manifestări științifice naționale și internaționale, publicarea tezelor principale, limbajul utilizat e propriu și riguros și corespunde limbajului științific, pe ansamblu lucrarea are un volum adecvat și o formă accesibilă. Bibliografia prezentată e relevantă, bine structurată, are o dimensiune corespunzătoare gradului de integrare a temei în circuitul științific. Deci, în baza celor menționate mai sus, considerăm că teza corespunde în totalitate condițiilor și cerințelor înaintate față de o teză de doctor habilitat și propunem ca teza de doctor habilitat să fie înaintată spre aprobare, iar doamnei Natalia Cujocaru trebuie să confere titlul de doctor habilitat în psihologie la specialitățile 511-01 psihologie generală și 511-03 psihologie socială. Mulțumim foarte mult! Da, vă mulțumim, doamnă Malcăci. Ofer cuvânt domnului Negu Radilean, doctor în sociologie, profesor universitar, Canada. Bună ziua! Mă auziți? Da. Da. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Înainte de a mă pronunța despre teza propusă, vreau să vă spun... Eu am evaluat mai multe teze, unele din ele extrem de bine elaborate, realizate și formate. Pentru mine este o teză bună. Este o teză care nu doar e bună din punct de vedere tehnic, și mai ales una care îi plăcut să o citești. Teză care te face să îți pui întrebări, de studiu și Natalia și-a colectat materialul în contextul unor realități hipercomplexe și dinamice din motor. De altfel, când discut cu colegii mei din Canada, le explic de multe ori că societățile post-comuniste din Europa de Est, mai ales țări post-sovietice cum este Moldova, sunt cazuri exemplare de laboratoare în aer liber, care sunt extrem de interesant de analizat și de studiat procesele psihosociale. Deci, utilizând o analiză fină a acestor realități tensionate, teza Natalia Cujocaru prezintă o teoretizare extrem de fecundă a obiectelor sensibile și a reprezentărilor polemice. Eu consider că și faptul că a putut să-și colecteze materialul în acest context foarte dinamic, foarte complex, i-a și permis să reflecteze într-un mod atât de nuanțat și atât de subtil asupra obiectului său de cercetare. Și, de altfel, doamna Cujocaru a demonstrat în această teză nu doar că stăpânește foarte bine cadrul teoretic al teoriei reprezentărilor sociale, dar că este și o observatoare foarte fină a proceselor și fenomenelor psihosociale din societate. În acest context, teza propune o analiză a modului în care anumite subiecte devin sensibile în cadrul interacțiunilor sociale și cum acestea pot genera reprezentări polemice ce influențează relațiile și dinamicile dintre grupuri. Teza identifică și abordează mai multe probleme de cercetare chei, între care definirea și caracterizarea obiectelor sensibile, analiza reprezentărilor polemice, interacțiunea dintre obiecte sensibile și reprezentări polemice și altele. Și toate aceste teme converg către o ipoteză teoretică că obiectivele sensibile generează reprezentări politice, conținutul cărora va fi exprimat în contexte publice în funcție de dinamicile opoziționale între grupurile sau între grupuri la nivelul întâlnirii. În această teză, doamna Cujocaru ajunge să prezintă o înțelegere fină a mecanismelor prin care realitățile sociale sunt create sau modificate în contexte sensibile și conflictuale. Un obiect de studiu pe care, de altfel, se împărtășesc și eu l-am abordat în doctorajul meu atunci când am studiat procesele prin care problemele chiar sunt definite colective. Pentru asta, teza Natalei mi-a permis să observ și asta este marea calitate a acestei cercetări,
să descopere alte aspecte sau alte perspective noi diferite acestui moment. Astfel, abordarea adoptată de Natalia Covocaru se distinge nu doar prin profunzimea sa teoretică, dar și prin instrumentele propuse pentru analize și intervenții în conflicte sociale complexe. Eu lasă în cea care se prezintă în detaliu fiecare capitol. Știu că timpul este limitat, dar am să sar peste un pat avizul pe care am scris, am să trec am să spun între altele că metodologia folosită este povestită în dinamică ca o narațiune, arătând complexitatea și dinamica actului, ca actul de cercetare, cu toate urcușurile și coborâșurile. Pentru că niciodată nu am cercetare, cercetarea nu este ceva care în realitate are loc așa cum este prezentat într-o teză sau într-o monografie sau într-un articol. Niciodată tot timpul noi ne schimbăm sau revenim la hipoteză, la tipul de cercetare și calentură. Și noi și ceea ce e interesant de asta și de altfel textul tezei este interesant pentru că prezintă cercetare ca o narațiune, ceea ce este în același timp un act curajos, dar și face ca textul să fie interesant de citit. Și de asta probabil autora numește această abordare în cea narrativă. Acest lucru ar putea fi încă discutat și sper să avem ocazii să ne discutăm. Această abordare, care în realitate este quasi etnografică, este în perfectă armonie cu perspectiva epistemologică pe care autorul o adoptă și include o combinație extrem de bogată de metode, atât metode teoretice, de cum analiza documentară, meta-analiza, dar și metode empirice, care sunt multitudine. Studiu de caz, dar și analiză secundară și terțiară, metode de analiză de conținut, metode vizuale, interviuri, chestionare, observații, analiza protestelor, spontane, restructurate, deci e foarte complexă, abordarea metodologică și această abordare mixtă permite, în realitate, o explorare foarte multidimensională și detaliată a reprezentării sociale în viață, așa cum este în dinamică, cum are loc ea în realitate. Deci, aș vrea să mă opresc poate mai mult pe studiul de caz. Aceste studii de caz ilustrează extrem de bine modul în care obiectele sensibile și reprezentările polemice influențează relațiile între grupuri. Primul caz este analiza reprezentărilor polemice ale trei culturi, ca o dinamică între europenizare și restructurizare. Utilizarea locurilor memoriei, marfile din publică, știam în cel mare, sau piața mare, din naționale, ca puncte de ancorare pentru reprezentările sociale ale istoriei, oferă o perspectivă profundă asupra complexității și stratificării menirului. Deci acest studiu de caz demonstrează importanța contextului sociopolitic în formarea reprezentărilor sociale și impactul acestor asupra coeziunii sau diviziunii sociale. Alt caz este examinarea protestelor colective. Autarea aici relevă mecanismele prin care aceste proteste devin obiecte sensibile și generează reprezentări polemice. Analiza discursului mediatic crede existența unor tendințe antinomice și referențiale paralele în societate.
studiul aduce contribuții importante la înțelegerea dinamicilor de grup și la studiul mișcărilor sociale, evidențiind rolul cu cea mass media în modelarea reprezentărilor sociale. În sfârșit, un caz relator constituțional la reprezentărilor sociale în 2019. Acest caz explorat de contradicțiile medicale, polemicile religioase, de altfel foarte interesant faptul că în această cercetare, am făcut și eu un studiu pe COVID-19 în Canada și acolo n-am găsit polemici religioase, deci am văzut contradicții, am văzut așa teoria de complotul, am văzut discursul sănătății publice, n-am văzut polemici religioase și ar fi interesantă o discuție despre cum rolul care l-a luat religia în societate domnească. Și cum ea, cum aceste să zicem așa, discursul ăsta religios se reactivează în contextul de criză, cum ar fi cum. Studiul scoate în evidență complexitatea și diversitatea răspunsurilor sociale și individuale la pandemie, evidențiind și incertitudinile generate de informațiile contradictorii și de măsurile de sănătate publică. Acest studiu de caz ilustrează modul în care evenimentele globale de amploare pot afecta profund structura socială și normele comunitare, provocând reevaluări ale valorilor și comportamente. Recomandările teze sunt bine argumentate și vizează atât comunitatea academică cât și practicienii din domeniu. Acesta oferă direcții valoroase pentru cercetări ulterioare și pentru aplicarea practică a concluziilor teze. Nu mă opresc în mod detaliat la aspectul formal și de structura tezei. Deci toată lumea știe cât de bine a fost redactată. Mă limităm mai mult la calitatea excepțională a conceperii și a redactării textului, lucrării, precum și la aplicarea rigoroasă a articolului științific. Deci eu trec pe acestea și merge direct la obiecții poate, și sugestii. Limite să nu încălzească, nu știu dacă în orice caz. Deși teza oferă o analiză detaliată și complexă a cazurilor studiate, există întotdeauna o provocare în ceea ce privește generalizarea în sensul reprezentațiilor în alte contexte. Și aici ar fi o discuție mai aprofundată cu privire la limitările metodologice și la măsura în care rezultatele pot fi extrapolate în alte contexte, în contexte poate mai puțin conflictuale sau tensionate. Și în alte cadre sociale și politice eventual. Deci, interesant în acest context, de văzut în gradul de transformări dacă are un impact asupra acestor dinamici în care și în care măsură. O altă sugestie deci propun autoarii să consulte analiza pe care o fac procesul de naturalizare reprezentațională într-un studiu pe care l-am publicat acum câțiva ani și unde arată pe exemplu reprezentării sociale a drogurilor. Transformările sociale pot provoca un proces daconic de definire a unui obiect fără miză socială pentru o problemă socială care mobilizează întreaga societate. Și aici ar fi interesant de discutat care ar fi diferența între aceste obiecte sensibile, cum aceste obiecte sensibile devin sensibile, cum niște situații devin obiecte sensibile și în ce context putea face diferența între obiecte sensibile, de exemplu, și probleme sociale. Deci probleme sociale și în situațiile care
cine avea într-un anumit moment atenția publicului și care necesită o intervenție. Și deci deci mobilizează toată societatea pentru a rezolva această problemă socială. Este utilizat o gamă largă din metode de cercetare, ceea ce este foarte laudabil și interesant. Deci, toate aceste o discuție mai extinsă despre cum diferite metode se completează sau se completează între ele, oferi o înțelegere mai nuanțată a fenomenului studiatic, dar și este fascinant și este calitate a acestei teze faptul că a repus la ceea ce colegii mei francezi numesc metodul plein air, metode de aer liber. Deci, de obicei, abordarea care este dominantă, mai ales în psihologie sau în psihologie socială, sunt metodele care încearcă să izoleze artificial niște variabile, deci să observe în context artificial de laborator niște fenomene. Și mi se pare îndrăzneț și foarte, foarte pertinent faptul că autoarea a încercat să vadă fenomenul pe care îl studiază în toată complexitatea lor, în dinamică și în natură, așa cum ele se întâmplă. Și deci a mers acolo să vadă, să observe, să simtă, să participe, să înțeleagă din interior cum are loc, cum au loc fenomenul pe care îl studiază. Deci mi se pare o abordare extrem de fecundă. Am să trec peste direct la concluzie. Aceste obiecții, am făcut mai multe, sunt scrise așa că aceste obiecții și sugestii sunt menite să contribuie la dezvoltarea continuă a domeniului studiului reproducătorilor sociale și să sporească aplicabilitatea practică a cercetării în acest domeniu. În concluzie, prezint aici observațiile și recomandările mele conform anexei pe care am primit-o, anexa 15, baza teoretică a tezei, anexa 15 de la regulamentul de funcționare a consiliilor științifice specializate de conferire a titlurilor științifice. Deci baza teoretică a tezei, teza oferă o contribuție semnificativă la înțelegerea complexă a reprezentărilor sociale în contextul interacțiunilor între grupuri, lucrarea reușește să dezvolte teoria reprezentărilor sociale, mobilizând investigații ample asupra obiectelor sensibile și reprezentărilor polemice. Teza prezintă o fundamentală teoretică solidă, ancorată în lucrări de referință și cercetări recente în domeniu. Lucrarea se distinge prin abordarea inter- și transdisciplinară, punând în dialog psihologia socială cu domenii conexe precum sociologia, antropologia și istoria, reflectând actualitatea și importanța temei în cercetarea contemporană. Inovația și originalitatea științifică. Inovația lucrării constă în conceptualizarea și explorarea detaliată a obiectelor sensibile și a reprezentărilor polemice în geneza și în dinamica relațiilor dintre grupuri. Originalitatea tezei este evidențiată prin propunerea unui model teoretic reflexiv nou, care oferă o înțelegere profundă a mecanismului prin care obiectele sensibile influențează formarea reprezentărilor polemice și implicit relațiile dintre grupuri. Această abordare narrativă adaugă o nouă dimensiune studiului reprezentărilor sociale, deschizând noi direcții de cercetare. Trei, evaluarea practică a cercetării. Rezultatele cercetării au evaluare practică incontestabilă, oferind perspective aplicative în diverse domenii, precum politici publice, educație și intervenții sociale.
studiile de caz prezentate, inclusiv cele legate de pandemia COVID-19, proteste colective și evenimente socio-istorice, demonstrează că potențialul modelului teoretic de a ajuta analiza și înțelegerea fenomenelor sociale complexe, cu implicații directe în formularea strategiilor de comunicare și reliere culturală. 4. Calitatea metodologică a cercetării. Lucrarea se remarcă prin rigoarea metodologică, combinând metode calitative și cantitative într-un design de cercetare comprehensiv, abordarea interdisciplinară, utilizarea vastă a datelor empirice și aplicarea metodelor inovative de analiză narrativă și discursivă, subliniază profunzimea și acurateța interpretărilor oferite de autoare. Conceperea și calitatea textului. Teza este structurată logic și coerent, reflectând o înaltă calitate și foarte solidă și o, și o prezentare clară a rezultatelor. Stilul științific este consistent, respectat, cu atenție deosebită acordată calității și accesibilității informațiilor conducitor. 6. Asigurarea bibliografică. Bibliografia tezei este vastă și actualizată, reflectând o cunoaștere aprofundată a literaturii de specialitate. Referințele sunt corect descrise și citate, demonstrând un angajament serios în dialogul academic actual. 7. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Concluziile generale ale tezei sunt bine fundamentate, reflectând contribuțiile semnificative ale cercetării în domeniul psihologiei sociale și studiul reprezentărilor sociale. Recomandările oferite sunt relevante și aplicabile, subliniind potențialul modelului teoretic pentru explorare interioare și practica profesională. 8. Corespunderea conținutului tezei, temei abordate, publicațiilor candidatului și rezumatului tezei. Conținutul tezei corespunde în totalitate temei abordate, fiind susținut de o serie de publicații ale candidatului în revistele specializate și prezentate la conferințe internaționale. Rezumatul tezei oferă o imagine de ansamblu clară și concisă a cercetării, reflectând coerența și contribuția științifică a lucrării. Obiecții și sugestii, teza reprezintă o contribuție valoroasă la literatura de specialitate cu observații minore referitoare la extinderea analizei metodologice în studiile de caz și posibilă explorare a unor noi contexte pentru a testa și rafina modelul teoretic propus. Concluzia privind corespunderea tezitului științific solicitat. În concluzie, teza a obiecte sensibile prezentări polemice și relații între grupuri, conceptualizări teoretic-ontologice și stări empirice, îndeplinește toate criteriile de originalitate, de guralitate științifică și contribuția academică pentru aplicarea obiectului de doctor habilitat în psihologie. Lucrarea demonstrează o înțelegere profundă a fenomenelor studiate și oferă noi perspective teoretice și aplicative, constituind o resursă valoroasă pentru cercetătorii și practicienii din lume. Felicitări, doamna prezentare! Vă mulțumim, domnul Negură, Lilian! Mulțumesc referenților oficial pentru analiză profundă a lucrării și doamna Cojocaru, aveți posibilitatea de a răspunde la avizile, obiecții și sugestiile făcute de referenți oficiali. Vă rugăm. Da, vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc foarte mult doamnelor și domnilor referenți. Am citit cu foarte mult interes avizele transmise către referenții oficiali. Le mulțumesc și le sunt recunoscătoare și pentru analizele foarte detaliate, cu foarte multă înțelegere. Chiar s-a descris cu lux de amănunte ceea ce voiam să zic de fapt în lucrare și asta m-a apreciat foarte mult.
că a ajuns mesajul pe care am vrut să-l transmit. Sunt destul de recunoscătoare și pentru sugestiile foarte valoroase. Absolut de acord cu ceea ce ați menționat și dumneavoastră, doamna profesor Laban, legată de interdisciplinaritate și încercarea de a ieși dintr-un cadru restrâns al unei discipline, da, care ne constrânge deseori ca într-o cămașă de forță. Apreciez și sugestiile domnului profesor Negură referitoare la explicarea cu mai multă claritate a strategiei metodologice și absolut de acord cu foarte multe dintre sugestiile prezentate de domnul profesor, chiar mi le-am notat și neapărat îmi ține cont de ele pentru dezvoltarea ideilor în continuare. Îi mulțumesc foarte mult și doamnei profesor Malcoci, atât pentru avizul prezentat și în cadrul seminarului și pentru avizul prezentat în acest context. Am ținut cont de sugestiile prezentate de doamna profesor. Îi mulțumesc și doamna profesor Holman de la Iași pentru că a răspuns invitației de a analiza această lucrare și la fel cu foarte multă recunoștință și prețuire pentru analizele pe care le-ați făcut domnule profesor. Neapărat, sper eu foarte mult să am posibilitatea ca să extind și să dezvolt aceste idei, eventual într-o lucrare mai elaborată, pornind de la acest cadru de discuție pe care l-am lansat și voi reveni asupra sugestiilor dumneavoastră și voi încerca să o integrez în lucrare. Mulțumesc, doamnă Căjocaru! Și trecem la discuția asupra valorii științifice a tezei. La ședință sunt prezentați specialiști invitați. Platon Corolina, doctor habilitat, profesor universitar. Putin Angela, doctor conferințar. Anțevor Людмила, doctor habilitat, conferințar universitar. Ripida Tatiana, doctor conferințar universitar. Negur Ion, doctor conferințar universitar. Și Bolea Zinaida, doctor conferințar. Oferim cuvântul doamnei Platon. Stimați colegi, onorată asistență, eu în calitatea mea de profesor universitar nu știu ce m-am gândit că ar fi bine să vorbesc mai mult despre persoana care a realizat această cercetare decât despre teză, pentru că noi la catedră am trecut prin multiple analize a acestei lucrări la care am participat și eu și mi-am expus poziția. Dar asta nu înseamnă că la urmă n-am spun câteva cuvinte și despre lucrare. Dar totuși, persoana principală care a realizat această lucrare este Natalia Cojocaru, este studenta mea. Noi ne cunoaștem, așa m-am uitat eu, de vreo 25 de ani. Adică că este studenta mea în timpul studiilor de licențe. Pe urmă a fost studenta mea la așa zisul Colegiu Invizibil, domnul Negur, îmi pare bine să vă văd, pentru că amândoi am funcționat, am lucrat la acest colegiu invizibil care a durat timp de 10 ani și a fost un suport enorm pentru cei mai buni studenți care treceau un anumit concurs și de acum fiind studenți ai colegiului invizibil, sigur că și-au format alte competențe și au avut multe oportunități pentru dezvoltare. Ulterior am fost membru al Consiliului de Susținere a tezei de doctor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, după ce a urmat o serie întreagă de conferințe, stagieri în multe universități din străinătate și acum vreau zic că suntem colegi la Departamentul Psihologiei. Iată, aceasta zic așa, conviețuire cu abitare profesională care durează circa 25 de ani, parcă îmi dă dreptul să o caracterizez pe Natalia așa din punct de vedere și personal și profesional. Zic așa, personal, da? Este o persoană foarte tacticoasă, este o persoană foarte corectă în relațiile ei, atât cu colegii cât și cu studenții cu care lucrează. Profesional, aș zice eu că în prim plan stă responsabilitatea, exigența față de sine, în primul rând, perseverența, perfecționismul, dar și ambiția.
Ambiția în sens bun al cuvântului, că ea întotdeauna știe să-și argumenteze poziția dacă este sigur că ea are dreptate. Lucrul ăsta o vedem chiar și în această teză. Acum, vreau zic că aceste, zic eu așa, trăsături de personalitate i-au permis să elaboreze teza respectivă. Eu succint mă opresc la cele trei axe principale sau cele trei direcții principale de cercetare. Prima direcție este direcția analitică, da? E vorba de capitolul 1, unde doctoranda, unde Natalia face o analiză foarte profundă, mai întâi a conceptelor de bază, conceptelor de bază, și trece în capitolele 3 și 4 la o analiză foarte minuțioasă a celor două concepte de bază a cercetării, care sunt obiectele sensibile și reprezentările polemice. Foarte important îmi pare mie capitolul 2. Capitolul 2 care ține de metodologie, da? Care cuprinde, să zicem, conceptualizarea metodologică, dar de fapt cuprinde și instrumentele pe care le utilizează în cele trei, ultimele trei capitole în care sunt prezentate studiile de caz. Vreau zic că, în linii generale, eu vreau să zic că este o lucrare foarte structurată, chiar mi-am scris aici câteva momente, o lucrare extrem de structurată, începând de la introducere și terminând cu anexele lucrării. Este o lucrare exemplară, este o lucrare care are un discurs științific de înalt nivel, clar și foarte coerent. Și mi-aduc aminte de o chestie tot din lucrare în care Natalia zice că atunci când finalizase teza de doctor, parcă a avut o revelație, da? Privind acest concept, acest fenomen, da, al reprezentărilor polemice. Dar în același timp a avut și un regret că nu i-a venit ideea asta un pic mai înainte, da? Eu, Natalia, sper că acum regretele astea nu mai sunt, da? Ai avut și timp și capacități și posibilități ca ele să nu mai fie. Mie îmi rămâne să-ți doresc succes în viitor, la mai mult și la mai mare, felicitările cred că un pic mai târziu. Da, vă mulțumim. Da, mersi mult. Ofer cuvânt domnului Negură, Ion. Vă mulțumesc. Eu deja, când am pus întrebarea, într-un fel, am făcut așa o introducere privind sensul pe care acum vreau să-l rostesc. Lucrarea Nataliei aduce trei mari contribuții la dezvoltarea teoriei reprezentării sociale. Și în aceasta consideră meritul mare al Nataliei și al lucrării pe care ea a realizat-o. E vorba despre studiul pe care ea l-a realizat privind obiectul social sensibil, pe care l-a conceptualizat și în rezultatul acestei conceptualizări avem în față un concept foarte bine definit cu extragerea tuturor caracteristicilor esențiale și descrise foarte bine și în baza acesta poate fi elaborat un algoritm de determinare a ceea ce este obiect sensibil și a ceea ce nu cadrează. Acest obiect este sensibil sau nu este sensibil. Și iată, acest lucru a fost foarte bine aici făcut. În caz, cum am mai spus, un algoritm poate fi elaborat foarte, foarte bine. A doua contribuție la dezvoltarea teoriei reprezentării sociale ar fi studiul privind reprezentarea socială polemică, care vine din conceptul, din acea lucrare a lui Moscovici din 1988, dacă nu știu.
cu cele trei, cu cele trei reprezentări hegemonică, emancipativă și polemic, și te-a iubit asupra acestei reprezentări sociale polemice. Ai descris evoluția, apariția, cum arăta ea atunci și era etapa incipientă, pe urmă a urmat o perioadă așa latentă, de hibernare, după care o perioadă efervescentă și dumneata i-ai dat impuls acestei cercetări a reprezentării sociale polemice. Studiul pe care l-ai făcut sau meta-analiza pe care ai făcut-o privind etapele de apariția și etapele pe care le-a parcurs cunoașterea reprezentării sociale polemice, mă gândesc că iar de nou va constitui o contribuție esențială la dezvoltarea teoriei reprezentării sociale. S-ar bucura foarte mult, s-a spus cum și, de ce s-a întâmplat cu teoria pe care el a născut-o, a generat-o, a creat-o, așa, și că uite-o, Basara Blancă, de altfel, Adrian Nicolau mereu îi spunea că Serge Moscovici avea și el niște lucruri legate de Basarabia, tatăl lui, undeva pe la Cahul. Da. Și cred că s-ar bucura foarte mult de această Basarabia, pe care o cheamă Natalia cu Jocaru, și ceea ce ea a adus la dezvoltarea teoriei lui. Lucrarea este scrisă și lucru care mi-a făcut cel mai mult, și alții au remarcat acest lucru, așa, într-un limbaj, aș zice, așa, aproape scriitoricesc. Mi-mi place o vorbă pe care Adrian Nicolau spunea despre că este un... Da, exact. Că este un scriitor de psihologie și, de altfel, și domnul profesor Adrian Nicolau s-a inspirat și la fel că a făcut o scriitură așa psihologică, nu chiar nu într-un stil sec științific. Mai ales mi-a plăcut momentul sau acel pasaj în care descrie drama constituirii în capul ei a metodologiei cercetării. Mă gândesc că la fel ar prezenta interes pentru dezvoltarea științei despre reprezentări sociale acestea trei studii de caz. Ele sunt foarte bine făcute, foarte bine concepute și ar putea servi de modele pentru ceilalți care vor face cercetări în acest domeniu. Și ca model de demonstrație, de altfel, în cazul unor cursuri pentru activități pentru studenții, mai ales de la doctorat. Ca să mai economisez din timp, voi trece foarte repede la concluzia finală, la aprecierea finală asupra lucrării. Ea corespunde într-un totul rigorilor pe care Ana Cec le pune în fața tuturor celor care fac teze de doctor și în aspect de originalitate, noutate, semnificație teoretică, semnificație științifică, aplicabilitate și așa mai departe. Natalia și teza ei merită cuvântul, deci ar fi aici să acorda, aici se conferi titlul de doctor habilitate în psihologie. Și chiar rog Consiliul, dacă este permis, să apreciez această lucrare cea mai înaltă noastră posibilă, care este acolo cum laude sau ceva, dar ceva deosebit, pentru că merită. Aceasta am vrut să spun, vă mulțumesc. Da, vă mulțumim, domnul Negora. O fie cuvântul, doamne Patâncă. Vă mulțumesc.
stimată audiență, dacă îmi permiteți să spun un mesaj de gratitudine și de recunoștință pentru doamna Natalia Cojocaru, pentru competențele ei de cercetare, pentru interesul de mulți ani, de câteva decenii, vis-a-vis de psihologia socială și vis-a-vis de reprezentarea socială. Și pentru mine, primele conexiuni cu doamna Natalia Cojocaru, cumva, din primele conexiuni am sesizat acest interes vis-a-vis de reprezentarea socială, îndrăgostită de tematica respectivă până în măduva oaselor și iată, după câteva decenii de muncă, a reușit să pună pe hârtie o lucrare care va rămâne o lucrare de căpătâi pentru cei care vor studia ulterior tematicile legate de obiectele sensibile, de reprezentările polemice, de relațiile intergrupuri. Sunt aduc profunde felicitări, știu că felicitările vin mai târziu, dar permiteți-mi să le spun acum. Sunt foarte bucuroasă că această lucrare vine din partea Departamentului Psihologie a Universității de Stat din Moldova și bineînțeles că sunt de acord din toată inima că această lucrare să se finalizeze cu o diplomă de un titlu de doctor habilitat în psihologie. Da. La ambele discipline, la ambele specializări, psihologie generală și psihologie socială. Vă mulțumim, doamnă Papânc. Și doamnă Cojocaru, aveți posibilitatea de a răspunde la obiecții și sugestii invitaților speciali. Nu pot decât să vă mulțumesc persoanelor invitate. În primul rând că au răspuns invitației mele de a se alătura acestei ședințe la care am avut onoarea să prezint lucrarea și să fie analizată cu atâta profunzime, da? Deci și de către referenți, cum am menționat mai devreme, dar și de către persoanele invitate. Cu mulțumiri și recunoștințe. Deci mă adresez două, da. Vă mulțumim, doamna Cojocaru. Și invit membrii Consiliului să începem discuție cu referire la calitatea tezii susținute astăzi. Rog membrii Consiliului Științific Specializat să-și exprime opiniile privind teza, noutatea, actualitatea, valoarea științifică și aplicativă a tezii. Ofer cuvânt doamnei Betea Lavinia, doctor în psihologie, profesor universitar România, să se pronunțe cu privire la această lucrare. Stimată doamnă președintă, stimați colegi, s-au spus atât de multe lucruri aici despre teză, timpul este lung, noi suntem niște oameni care ascultăm mult și vorbim nu mult. Eu aș vrea să fiu cât mai sintetică. În primul și în primul rând, aș vrea să o felicit pe doamna Natalia Cojocaru și deopotrivă pe dumneavoastră, cei care sunteți aici, și pe instituția, cei care reprezintă instituția unde este doamna Natalia Cojocaru angajată, pentru efortul și pentru interesul de a certifica o expertiză în psihologia socială. S-a vorbit foarte mult aici, a fost și o frumoasă evocare a lui Serge Moscovici. Eu mi-amintesc de ceea ce scria el în prefața unei cărți la începutul anilor 90 vis-a-vis de schimbările care s-au produs în spațiul Imperiului interior sovietic și acelui exterior unde ne aflam și noi. Prognoza un mare reviriment în cercetarea din psihologia socială. Nu s-a întâmplat, din păcate, însă a fost un reviriment, este un reviriment extraordinar în interesul față de psihologie în general, deși s-a produs o asimetrie în sensul că penetrarea acesteia masivă în spațiu public, nu întotdeauna foarte fericit, în mediul universitar se centrează, se focusează în general pe terapie și pe consiliere, ceea ce favorizează de multe ori interpretări greșite, deoarece în structura aceasta, în arhitectura
teoriilor explicative, psihologia socială continuă și va continua să ofere contextul, să ofere baza. Nu vei putea face psihologie clinică dacă nu cunoști psihologie socială. Aș vrea apoi să vă felicit pe toți cei de aici pentru această rememorare, pentru această evocare, pentru această omagiere. În primul rând, să o felicit pe doamna Natalia Cojocaru pentru continuitatea în aprofundarea teoriilor lui Serge Moscovici. Serge Moscovici aparținând fiind unul dintre rarii savanți care au pus pietre de temelie într-o știință a lumii, care provine din acest spațiu, deopotrivă din spațiul Basarabiei și din spațiul vechiului regat. Avem foarte puțini români care s-au remarcat. Noi în România facem nu uz, ci abuz de numele lui Eliade, de a lui Cioran. În opinia mea, Serge Moscovici este savantul care ne reprezintă în cea mai mare măsură. Revenind la prognoza aceea a schimbărilor pe care le-a produs căderea regimului comunist, în partea fericită a acestor schimbări este și această încercare de compatibilizare a diplomelor și formărilor universitare. Din acest punct de vedere, doamna Cojocaru este un om extraordinar de reprezentativ, la modul pozitiv, reprezintă școala de prestigiu din Republica Moldova, ca fostă studentă și în același timp și-a desăvârșit formările în universități de prestigiu din România. Este o punte care ne leagă pe noi, cei care am făcut din studiu viața noastră mai profund decât podurile acelea de flori. Spunea tot Moscovici, formările pe care le are, stagiile în străinătate, participările la conferințe internaționale, sunt toate o reprezentare, dacă tot vorbim de reprezentări sociale, a binelui pe care ni l-a adus globalizarea. Și e spun eu, din când în când mai trebuie să vorbim și despre lucrurile bune. Doamna Natalia Cojocaru este și un gen foarte rar, din păcate, reprezentat. Spunea tot Serge Moscovici, eu am lucrat sub direcția lui în teza de doctorat pe care mi-am făcut-o 3 luni, apoi am lucrat într-un grup de cercetare la Laboratorul European de Psihologie Socială. Într-un interviu pe care mi l-a dat, spunea, munca de cercetare este activitate de creație. Este același lucru pentru un cercetător de vocație ca și pentru un artist de vocație. Și într-o conversație așa particulară, discutând despre coordonatoarea noastră din grupul din care am făcut și eu parte, era profesor la Sorbona, spunea, nu se poate când faci cercetare să-ți socotești, să-ți dimensionezi eforturile și interesul în funcție de viața ta privată, în funcție de concediile copiilor, de vacanțele copiilor, de bunăstarea familiei și așa mai departe. În contextul acesta, vedeți că s-a discutat aici și despre structura unei cercetări, despre metodologie. Știu că aduceam în discuție, sunt multe feluri de a crea, multe surse de inspirație. Noi atunci aduceam în discuție pe Juan Miró, care spunea că el nu poate să-și înceapă un tablou dacă nu pornește de la un element din tablou altuia. Și pe elementul acela brodează mintea lui ceea ce reprezintă nou. La fel s-a întâmplat aici, reprezentările, până la urmă și psihanaliza a fost un obiect polemic, un obiect sensibil până acolo. Lucrarea lui Moscovici, pe care eu am citit-o la Paris în 2001, nefiind tradusă în limba română la psicanalist Son Image et Son Public,
a fost o revelație din punctul de vedere al acribiei metodologice. Analiza de conținut a discursului este foarte dificilă să lucrezi, să aplici interviuri pe atât de multe grupuri, să faci calcule de inferență. N-a rămas la asta. Dacă cine citește La Société contre la nature, pe care el a scris-o ulterior și care iarăși nu este tradusă, aici trece la o abordare fenomenologică de-a dreptul. E ca și cum n-ar avea habar de metodologie și această lucrare cred că s-ar plia mai departe la continuitate și la analize mai profunde. Ei, referindu-mă la genul pe care îl reprezintă doamna Natalia Cojocaru, acesta de om hărăzit științei, dăruit științei, cred că noi ar trebui să-l punem mai bine în valoare. Și când spun acest lucru, mă refer mai cu seamă la ceea ce se întâmplă la noi în România, în care oamenii universitari cred că neapărat trebuie să facă și politică, femeile din cercetare cred că trebuie să fie, deși nu mai țin minte conceptul acela nefericit din comunism de personalitate multilateral dezvoltată, cred că trebuie să exhibe în mod obligatoriu și excelența în alte statusuri sociale, cred că trebuie să așezăm acești oameni pe un piedestal mai înalt. Acești oameni care au făcut din vocația lor și au perceput știința ca un fel de templu căruia trebuie să-i te dedici, cred că trebuie să le acordăm mai multă atenție. Vreau să o felicit încă o dată pe Natalia și să-mi exprim încrederea în statusul ei nou de magistru pentru discipolii pe care îi va avea de acum încolo, să felicit instituția pentru ceea ce au în Natalia și să vă felicit pe dumneavoastră și să vă mulțumesc tuturor că m-ați invitat să fiu în această familie împreună. Ofer cuvânt domnului Ștetițchi, Mihail, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. Estimată doamnă președinte, doamnă secretar, onorată asistență, mă gândesc acum ar trebui să vorbesc în calitatea mea de membru al Consiliului pentru a vă spune care este atitudinea mea față de cercetătoare, față de teza, față de disertație pe care a realizat. Cu certitudine vă pot declara că asistăm la un eveniment foarte important. Vedem cum de noi depinde promovarea unei lucrări care merită toată aprecierea și toată atenția noastră. Ce ar trebui să spun atunci când văd că distinși și referenți vorbesc despre actualitatea lucrării, despre originalitatea lucrării, despre importanța ei teoretică, constatând că este o aducătoare de o nouă cunoaștere în domeniu și care arată cât de important este sub aspect practic această lucrare. Împreună cu ei spun, da, eu la fel gândesc și consider că lucrarea trebuie apreciată cu o notă foarte înaltă. Atunci când constat că prin instrumentele pe care le-au utilizat și prin perspectivele la care a recurs lucrarea vine cu o importantă perspectivă deterministă și totodată fenomenologică, vorbind despre cauze, dar și despre partea esențială a lucrurilor, înțeleg prea bine că asistăm la o lucrare mai rară, care își propune o abordare nu doar pluridisciplinară, dar și interdisciplinară și, în mod special, una transdisciplinară. Și atunci, împreună cu invitații speciali, personalități de referință în domeniu, împreună cu referenții care sunt figuri exponențiale, împreună cu colegii mei din comisii care în viziunea mea reprezintă și ei niște persoane importante, figuri exponențiale, spun eu la fel gândesc că, într-adevăr, care este extraordinar de important, că modul în care a fost formulată problema, scopul, obiectivul cercetării, modalitatea prin care a fost construit modelul ipotetic al lucrării sunt pe potriva intențiilor autoare. Și trebuie să vă spun, atunci când am provocat cercetătoarea și obținut niște răspunsuri foarte profunde, delicate, foarte subtile, am văzut că ea în totalitate își controlează lucrarea. Este autoarea care a intrat în toate aspectele acestei lucrări. Eu, evident, spun, sunt foarte mulțumit. Lucrarea merită tot sprijinul și toată atenția mea. De ce? Rezumând, vă spun. Votez cu
cu toată inima, cu tot spiritul meu, cu toată mintea mea, pentru ca această lucrare să fie recunoscută în calitate de cercetare inovatoare, aducătoare de cunoaștere științifică și foarte importantă pentru domeniul psihologiei sociale, și chem ceilalți membri ai Consiliului să mă sprijine pe mine în această bună intenție. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul Știuțițchi. Ofer cuvânt doamnei Borozan Maia, doctor habilitate științe pedagogice, profesor universitar. În hată comunitate științifică, mulțumesc pentru această ocazie. Eu am cunoscut-o pe Natalia din lecturile acestor lucrări, peste 40, între care o monografie apreciată înalt la concurs internațional. Am remarcat acest lucru, am remarcat originalitatea, caracterul inedit al cercetărilor sale, cred că în ultimii 5 ani, mai degrabă. Cu referire la teza de doctor habilitată, eu voi adera, bineînțeles, că voi urma sfatul antevorbitorilor care ne-au îndemnat să evocăm o concluzie că Natalia merită, Natalia Cojocaru, pentru lucrarea științifică pe care a descris-o în cadrul tezii de doctor habilitat prin valorile teoretice și cu reală de natură reală praxeologică aplicativă, merită cu adevărat acest titlu științific de doctor habilitat la specialitățile care au fost evocate, psihologie generală și psihologia socială. Mărturisesc că inițial la debutul lecturii acestei teze eram ușor nedumerită în sensul stilului acestei scriituri, așa cum am menționat, psihologice, cum a menționat domnul doctor Ion Negură, în sensul că autoarea cunoaște foarte bine acest domeniu, îl stăpânește și libertatea și maniera de scriere demonstrează acest lucru și că le cunoaște fundamental, operează foarte ușor cu niște concepte științifice actualizate care reprezintă un limbaj științific al lucrării foarte original și este relevant titlului acestei lucrări. Cu atât mai mult m-a provocat titlul acestei teze de doctor habilitat. Suntem obișnuiți să le percepem într-o altă manieră. În același timp, admitem faptul că o lucrare care este ancorată în istoria psihologiei, psihologia socială, psihologia comunicării, antropologie socială, nu poate arăta altfel decât acest demers științific, nu poate arăta altfel decât unul care este atât de complex, atât de subtil prin multitudinea dimensiunilor pe care le reflectă și încearcă să le cuprindă, să le atingă, să le descrie într-o manieră suficientă. A fost destul de complicat, bănuiesc eu, să vă restrângeți această intenție și să elaborați concepția cercetării, acestei cercetări. Și este relevant faptul că aceste trei fenomene pe care le ia în discuție în demersul său științific sunt absolut interdependente. Putem admite că orice obiect social poate avea la o anumită etapă istorică conotații sensibile. În același timp, prin aceste studii de caz, mi-am adresat întrebarea dacă metodologia cercetării științifice satisface descrierea acestor fenomene și prin lectura acestui text mi-am răspuns la întrebarea că satisface în tocmai și chiar depășește limitele
modestie autoarei pe care o desprindem și din adnotarea sau rezumatul acestei lucrări. Atunci când citim adnotarea, după ce am citit lucrarea, mi se pare că foarte multe lucruri au rămas nespuse. De aceea, întrebarea care v-am adresat-o despre mecanisme, pentru că am surprins multe lucruri, multe valori create în această lucrare, care puteau fi evidențiate în adnotare, noutate și originalitate. Dar acesta absolut nu diminuează valoarea acestei lucrări, noutatea, originalitatea acestei noi direcții de cercetare, caracterul profund, complex, semnificația științifică și noutatea certificată de valorile științifice noi descrise în conținut, acestea corespund într-o tocmai obiectivelor trasate și demonstrează că metodologia aplicată a fost suficient de fertilă pentru instituirea acestei noi direcții de cercetare, perspectiva narrativă, studiul obiectivelor sensibile și a reprezentărilor polemice. Nu voi trece în revistă valorile care au fost create în această lucrare. Voi menționa doar pe lângă valoarea aplicativă, faptul că această substanța acestei lucrări științifice este și profund pedagogică. Dovada acestui fapt este că a fost explorată în mediul universitar, că autoarea și-a ținut cursurile în baza propriilor cercetări și a ajutat astfel studenții, masteranzii, doctoranzii, nu știu dacă deocamdată aveți sau nu abilitare pentru a coordona doctorate, dar cred că, da, cred că i-ați condus și i-ați contaminat de această, de extazul acesta al cercetării. Sunt convinsă de aceasta. Apreciez, bineînțeles, foarte înalt discursul științific descris într-un limbaj pe care deja l-am apreciat ca fiind unul corespunzător normelor regulamentare, dar și care demonstrează, confirmă modernitatea discursului științific al autoarei. Apreciez respectarea eticii cercetătorului științific. Aceasta este evidentă prin corectitudinea abordărilor prezentate în text, prin interpretările delicate, atente, bine gândite, prezentate într-o manieră originală. Toate acestea demonstrează calitatea tezei de doctorat și bineînțeles că vin să sublinieze și anumite caracteristici ale personalității cercetătoare, despre care s-a vorbit. Personal voi sublinia cultura profesională, nivelul înalt de cultură profesională și cultura cercetării autoare, care este evident atât prin analiza unor dimensiuni ale psihologiei comunicării, și astăzi am asistat la un discurs științific consacrat care reprezintă acest domeniu. Este o persoană care reprezintă acest domeniu de cercetare și care, bineînțeles, că va produce, a produs nu doar niște perspective ale cercetării, dar va ghida aceste cercetări, sunt absolut convinsă. Vă mulțumesc și vă urez mult succes, felicitări, da. Și felicitări și universității care a câștigat un doctor habilitat care cu adevărat reprezintă acest domeniu, psihologia, da, și socială. Și l-a cultivat în decurs de 20 de ani. Da. Mulțumesc, doamna Borozan Maia. Ofer cuvânt doamnei Paladia Oksana, doctor habilitat în psihologie, conferințar universitar.
Mulțumesc frumos, stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, onorată asistență, voi prezenta doar câteva secvențe din avizul realizat pentru această lucrare. În primul rând, evidențiez faptul că conținutul integral al tezei de doctor habilitat examinată astăzi în cadrul Consiliului Științific Specializat DH01032313 răspunde scopului și obiectivelor cercetării, fiind evident actual, original, interesant expus, adecvat direcțiilor de cercetare. În primul rând, așa cum au menționat și antevorbitorii, cercetarea transcede granițele psihologiei generale, ale psihologiei sociale, având legătură, precum menționează și autoarea în începutul tezei, cu secvența transdisciplinarității, făcând referință la psihologia comunicării și psihologia social-politică și aspectul interdisciplinarității reprezentat prin aspectele enumerate cu referire la antropologia socială și istorie. Evident că teza se înscrie în tendințele contemporane de cercetare și anume studiul corespunde cu prioritățile strategice naționale în domeniile cercetării și inovării, făcând referință la obiectivul 4, provocări societale, valorificarea capitalului social și uman. Evident că introducerea constituie un rezumat, așa cum au prezentat și referenții oficiali și membrii Consiliului Științific Specializat. Introducerea este un rezumat foarte bine structurat, care este prezentat conform cerințelor prezentate în, pentru un astfel de tip de lucrări științifice. Este de apreciat, așa cum am menționat și la etapele anterioare de susținere, pentru că sunt persoana care am participat la toate etapele de susținere în departament, în seminarul 1, ziceam eu, psihologie socială, al doilea seminar psihologie generală și subliniez că este de apreciat secvența pe care a relatat-o postdoctoranda în încadrarea temei în preocupările internaționale naționale în contextul inter- și transdisciplinar, prezentată clar și cu argumente concludente pentru fiecare componentă separat. Este relevantă prezentarea rezultatelor studiilor anterioare la tema aleasă, fiind făcută aici și fiind făcute și explicații pentru conceptele de bază din teza de doctor abilitat și anume obiecte sensibile, reprezentări polemice și dimensiunea aceasta în care se regăsesc în relațiile intergrupuri. În capitolul 1, așa cum ne-am convins, este prezentat foarte bine conceptul de obiecte sociale, reprezentări sociale și relații intergrupuri la nivel teoretic. În capitolul 2, care se numește Perspective metodologice privind procesul de investigare a unei reprezentări sociale, postdoctoranda examinează foarte bine parcursul specific al unei investigații ce vizează studiul reprezentărilor sociale, inclusiv al reprezentărilor sociale polemice, analizând semnificația absențelor din conținutul unei reprezentări identificate drept zone mute ale reprezentării. Aici a venit și răspunsul pentru întrebarea domnului profesor Șlechtițchi cu dimensiunea unde se regăsește explicația pentru acele zone mute. Și în capitolul 4, autoarea analizează amplu reprezentările polemice, face acele analize teoretice clare prin care conceptualizarea este clar, este vizibilă. Este vizibil, să zic eu așa, stilul doamnei Cojocaru prin care vine și ca un fir roșu ne arată care sunt esențele pentru acest concept. În capitolul 5-7
apreciez înalt, pentru că sunt incluse acele studii de caz care sunt foarte, foarte valoroase, ele fiind amplu studiate, amplu descrise și cercetătorul sau cei care sunt interesați de acest subiect pot lua foarte multe lucruri bune, interesante din aceste studii de caz prezentate de postdoctorante. Evident că în cadrul acestei lucrări autoare a adus valoroase contribuții privind dezvoltarea unei noi direcții științifice în studiul reprezentărilor sociale, care a și numită perspectiva narrativă în studiul obiectelor sensibile și a reprezentărilor polemice. Este de apreciat discursul de astăzi, discursul științific al doamnei Cojocaru și modul în care a și răspuns la întrebări. Toată lumea a observat această dragoste pentru cercetare, doamna Cojocaru, despre care am zis din prima ședință în care am examinat această lucrare. Și evident că este de apreciat valoarea cercetării care face referință numai decât la rezultatele științifice, la rezultatele metodologice și aplicative conturate. Toată lumea a remarcat numărul mare de publicații la subiectul acestei teze și evident că în concluzie zic că mult stimata doamnă Natalia Cojocaru, doctor în psihologie, conferențiar universitar, prin această lucrare a adus contribuție mare cercetării și merită să îi se confere titlul științific de doctor habilitat în psihologie. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim, doamna Paladi, ofer cuvântul secretarului științific, doamna Cerlat. Vă mulțumesc! Onorată comunitate științifică, cu mare respect față de această lucrare atât de profundă și scris cu atât de multă dragoste și pasiune, dar și cu foarte multe felicitări pentru cercetătorul științific care a abordat iarăși cu atâta implicare o tematică atât de extinsă și profundă, oferindu-ne multiple răspunsuri. Voi prezenta și eu un scurt aviz la lucrarea citită. Domeniul de cercetare este foarte actual, reflectând o definitorie constantă a preocupărilor atât la nivel național cât și la nivel internațional, având conexiuni interdisciplinare și intradisciplinare, și aceste aspecte sunt argumentate atât de laborios pe tot parcursul lucrării. Conținutul este structurat în 7 capitole, dar fiecare dintre ele abordează din perspective diferite, în dependență de obiectivul propriu-zis a capitolului, toate cele aspecte, 3 concepte cheie care apar și în titlu, și anume obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri, constituind o preocupare constantă a postdoctorandei, și voi menționa aici multiplele stagii de cercetare pe care le-a efectuat doamna Cojocaru în diferite țări, printre care Portugalia, Italia, Spania, Franța și așa mai departe, cercetarea reprezentărilor sociale fiind o preocupare constantă a doamnei postdoctorande. Așa. Și teza de doctor habilitat, în care s-au materializat toate aceste cercetări, fiind una dintre primele lucrări în care se examinează într-un cadru unitar aspecte teoretice, metodologice și empirice privind implicațiile pe care le comportă obiectele sensibile în geneza reprezentărilor polemice, inclusiv interrelația dintre aceste două fenomene și influențele pe care le produc asupra relațiilor intergrupuri. Avem în lucrarea analizată răspunsuri la o multitudine de întrebări, spre exemplu, cum se modelează reprezentările sociale ca proces și ca produs într-un context social dat, cum se desfășoară procesul investigațional al reprezentărilor sociale, cum poate fi, de fapt, clarificat acest concept de reprezentare polemică, dar și evidențierea caracteristicilor definitorii pentru conceptul de obiect sensibil, clarificarea obiectelor sociale de reprezentare și așa mai departe. Cu siguranță, foarte importantă este analiza obiectelor sensibile în ceea ce privește
țara noastră, acolo unde doamna Cojocaru a menționat că nu este încă foarte clară până la capăt această reprezentare socială și dumneei s-a străduit la maximum să ne ofere o claritate a reprezentărilor sociale. Și spre final voi menționa că lucrarea cu siguranță demonstrează o cunoaștere profundă a fenomenilor studiate, constituind o resursă valoroasă atât pentru cercetătorii și practicienii din domeniu, dar și pentru publicul larg, pentru tot ce interesați de cunoaștere și autocunoaștere. Menționând iarăși că, în concluzie, că lucrarea Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri, conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice elaborate de către doamna Cojocaru Natalia întrunește toate criteriile de originalitate, rigurozitate științifică, valoare practică, așa în vederea conferirii titlului de doctor habilitat în psihologie la specialitățile psihologiei generale 511-01 și 511-03 psihologie socială. Mulțumesc! Doamna Cerlat, în finalul discuției îmi permiteți și mie să mă expun despre lucrarea pretendenței. Am făcut cu mare interes cunoștință cu cercetarea și teza de doctor habilitat elaborată de doamna Cojocaru. Cunosc conținutul și dezvoltarea acestei lucrări la toate etapele pretendenței de susținere. Doamna Cojocaru a luat în considerație toate propunerile care au fost făcute de specialiști la etapele anterioare, ceea ce a sporit calitatea tezei în varianta finală care a fost prezentată astăzi. În discursul meu nu voi repeta toate pozițiile pozitive valoroase ale cercetării date, dar fiind faptul că astăzi s-a vorbit mult la acest capitol și eu doar susțin opiniile referenților oficiali a membrilor Consiliului Științific Specializat. Tema tezei este una relevantă pentru psihologia modernă și are valoare științifică deosebită, reprezentări sociale în contextul evoluțiilor sociale. În acest context este firesc important fundamentarea conceptului reprezentărilor sociale și obiectelor sociale sensibile, care este abordare holistică. Notatea științifică a cercetării constă în analiza fenomenelor respective, rolul, locul și semnificația lor în societate și psihologia contemporană. Totodată, sunt importante și datele experimentale studiile de caz, care au fost descrise, detaliat, analizate profund și prezentate în lucrare. Volumul imens a surselor bibliografice și în special surselor științifice mondiale, care au fost analizate și interpretate de către autori, au constituit baza elaborării unui domeniu nou de cercetare, dezvoltare perspectivei narrative în studiul obiectelor sensibile și a reprezentărilor polemice, care merită apreciere înaltă. De asemenea, vreau să vorbesc despre semnificația practică a acestei lucrări, care își va găsi aplicații în multe domenii datorită faptului că această problematică este importantă în luarea deciziilor la diferite nivele de conducere și elaborarea strategiilor de dezvoltare a societății. Trebuie să spun că conținutul tezei de doctor habilitat, direcția nouă de cercetare elaborată de autoare, constituie originalitatea lucrării. Cercetarea este profundă, bine organizată și realizată. Textul este logic structurat. Teza de doctor habilitat are stil de autor. Am spus la etapele anterioare. Lucrarea nu este elaborată în tradițiile clasice și diferă de toate tezele de doctor habilitat deja susținute în Republica Moldova. Prin aceasta, ea este originală și poate fi un model nou de prezentare a cercetărilor pentru viitor. În finalul analizei cercetării, concluzionăm că teza de doctor habilitat în psihologie, obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri, conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice, autor doamna Cojocaru Natalia, doctor conferențiar universitar, sediu Sibiu prin elaborarea unei direcții noi de cercetare, inovație și originalitate științifică, valoarea practică, calitatea metodologică și corespunde cerințelor ANACEC, iar autoarea tezii, doamna Cojocaru, merită conferirea titlului științific de doctor habilitat în psihologie la specialitățile 511-01 psihologie generală și 511-03 psihologie socială. Am și o propunere din partea Consiliului Științific Specializat. Propunem ANACEC ca teza de doctor habilitat domnului Cojocaru să fie înaintată la concurs teza anului. Sincere felicitări. Teza de excelență. Da, teza de excelență. Sincere felicitări.
Dar programul nostru nu este terminat. Mulțumesc membrilor Consiliului Științific Specializat pentru discuția productivă. Ofer cuvânt pretendenții pentru a răspunde la obiecții și sugestiile făcute de membrii Consiliului Științific Specializat și la avizile lor. Da, trebuie să mulțumesc și de această dată, trebuie să recunosc că a fost, cred eu, o muncă asiduă ca să examinați lucrarea mea, deci recunosc complexitatea demersului, recunosc, eu știu, poate că pe alocuri au fost anumite lucruri puse împreună, dar trebuiau mai bine explicate și poate nu întotdeauna era foarte clară intenția, da, și unde aș vrea să ajung finalitatea. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, pentru analizele pe care le-ați făcut, pentru sugestiile pe care mi le-ați oferit. Sper eu că voi avea posibilitatea să revin încă o dată asupra conținutului și cu siguranță voi reflecta mai mult asupra unor teme, asupra unor idei, asupra unor concluzii, inclusiv voi încerca să integrez și sugestiile dumneavoastră. Da, vă mulțumim, doamnă Cojocaru. Ofer cuvânt secretarului științific pentru a prezenta proiectul de hotărâre a Consiliului Științific Specializat referitor la gradul de noutate, valoare științifică, practica a rezultatelor obținute în teză și la conferire titlului științific solicitat. Da, am o propunere, nu citim integral, aveți posibilitatea, ați făcut cunoștință și citim partea finală. Vă mulțumesc, doamna președinte. Hotărârea Consiliului Științific Specializat, proiect de hotărâre al Consiliului Științific Specializat DH511-01-03-23-13. Consiliul Științific Specializat consideră că teza de doctor habilitat, obiecte sensibile, reprezentări polemici și relații intergrupuri, conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice, este relevantă pentru domeniul psihologiei, în mod particular al psihologiei generale și a psihologiei sociale. Se caracterizează prin inovație și originalitate științifică, are valoare teoretică și aplicativă certă și prezintă contribuții esențiale pentru dezvoltarea ariei propuse pentru cercetare. Conținutul lucrării este în corespundere cu tema, materialele publicate și rezumatul științific, atât teza cât și rezumatele științifice ale acesteia sunt expuse logic și coerent într-un limbaj științific riguros, în conformitate cu cerințele ANACEC, în baza evaluării tezei și a rezumatului acesteia, a expertizelor realizate de către referenții oficiali, a avizelor specialiștilor în domeniu și a susținerii publice, Consiliul Științific Specializat H511.01-03-23-13, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a decis 1. A conferit doamnei Natalia Cojocaru titlul științific de doctor habilitat în psihologie la specialitățile 511.01 psihologie generală, 511.03 psihologie socială și a solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de a conferi doamnei Natalia Cojocaru titlul științific de doctor habilitat în psihologie la specialitățile 511.01 psihologie generală, 511.03 psihologie socială și de a elibera diploma corespunzătoare. Da, propun să votăm proiectul dat ca bază. Cine este pro? Unanim. Vă mulțumesc. Dacă sunt propuneri pentru redactarea proiectului de la membrii Consiliului Științific Specializat. Este bun proiect, bine articulat, bine construit. Foarte. Atunci, rog membrii Consiliului Științific Specializat să ne retragem pentru a ne exprima votul. Stimați colegi, onorată asistență, permiteți-mi să vă anunț rezultatul votului secret al membrilor Consiliului Științific Specializat DH511-01-03-23
13 privind susținerea tezei doctor habilitat în psihologie cu tema obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri, conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice elaborate de doamna Cojocaru. Rezultatele votării: pro 6 voturi, contra 0, abțineri 0. Deci, prin votul pro unanim, se înaintează propunerea pentru Ana Cer de a conferi doamnei Cojocaru Natalia titlul științific de doctor habilitant în psihologie, în psihologie la specialitate, la specialitățile 511-01 psihologie generală și 511-03 psihologie socială. Felicitări! Și ofer cuvânt de încheiere doamnei Cojocaru. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc, stimați membri ai Consiliului Științific, onorația referenți care mi-ați analizat lucrarea. E un final așteptat cumva, dar nu știu cum să zic, mă copleșesc emoțiile cu alte cuvinte și îmi doream foarte mult ca să la bun sfârșit această lucrare. Acum pot să mărturisesc cu multă sinceritate că am trecut prin mai multe etape în care chiar voiam să renunț, mi-era greu ca să stabilesc cu claritate un demers, deci și o finalitate acestei lucrări și am trecut, da, prin mai multe momente din astea de încurcătură, de, nu știu, paralizie științifică, dacă îi se permite un asemenea concept, da, în cadrul dar iată, deci am reușit cumva să duc la bun sfârșit acest demers și acest demers nu este doar produsul meu intelectual. Am ținut foarte mult ca acea secvență care a suscitat cumva anumite discuții legate de mulțumiri și legate de experiențele pe care le-am avut de-a lungul timpului și care mi-au conturat o anumită viziune asupra subiectului, fiindcă nu este gratuită, ci este într-adevăr derivă din niște interacțiuni de care am avut parte, interacțiuni privilegiate, aș zice eu, cu persoane din cadrul academic local, persoane din cadrul academic internațional, care m-au ajutat să rafinez anumite idei și să ajung la un demers mai clar legat de această cercetare. Mulțumirile mele în acest context, în primul rând, se adresează regretatului profesor Adrian Neculau. Din păcate nu mai este printre noi, dar deci, trebuie să zic că, de fapt, acest produs se datorează, în primul rând, domnului profesor. Și menționez acest lucru și în lucrare că a zis într-un moment că discuția despre obiecte sensibile este un subiect pentru lucrare aparte. Și atunci m-am legat de această idee și am încercat să revin la acest subiect și să-l dezvolt. Doamna profesor Marcova, care mi-a transmis un mesaj chiar astăzi dimineață de încurajare și de susținere. Deci cele mai multe idei legate de modul în care se relaționează obiectele sensibile cu reprezentările sociale polemice, le-am extras, pot să zic, din lucrarea ei mai întâi, apoi din interacțiunile din care am avut parte cunoscând-o personal. Și, bineînțeles, din mai multe stagii de care am beneficiat de-a lungul timpului și care, la fel, m-au ajutat cumva să ajung la niște viziuni mai clare asupra acestui subiect. Domnului profesor Șlechtițchi, domnului profesor Ion Negură, colegilor de la Departamentul de Psihologie, colegilor din cadrul facultății. Aș vrea să mulțumesc doamnei profesor Lavinia Betea, care a făcut un drum foarte lung, dar în acest context mi s-a alăturat nouă și mă bucur foarte mult pentru asta. Și sunt o serie de oameni foarte dragi mie, foarte apropiați, nu pot să-i menționez neapărat în cazul dat, dar am avut foarte multă susținere, da, deci din partea oamenilor apropiați și le mulțumesc, așa cum am scris și în lucrare, pentru foarte, foarte multă răbdare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc tuturor pentru participare în Consiliul Științific Specializat, pentru munca depusă la toate, în toată această perioadă și declar ședință Consiliul Științific Specializat DH511-03-01-03-23-13 închisă. Vă mulțumim!